Scaune, bine? Mulțumesc! Hristos a înviat! În sala asta ne-am mai văzut noi acum un an, nu? Acum un an. În toată această perioadă, primarul e aici de față. După ce plec, eu îl întrebat dumneavoastră, care a fost preocuparea instituției, prefecturii și a mea personală legată de Comuna de Sești. O altă problemă care vreau să vă zic și pe care cred că o știți, nu trebuie să vă zic, fac parte dintre dumneavoastră, sunt și eu țăran, am și eu animale, știu fiecare durere, a fiecare om care se scoală dimineața la 5, 365 de zile din 365 de zile și dacă nu mulge vaca, numai se dea de mâncare. Meseria mea este meserie care se raportează la dumneavoastră. Dar aș vrea să dezleg lucrurile. Sunt lucruri care sunt lăudabile din punct de vedere a modului în care ne cultivăm pământul și avem grijă de el și de animale, și modul care unii din ambiții și moduri de a rezolva problemele, ori eu, ori alalt, vrea să fie puse într-o pagină, într-o administrație. Și după aceste două paliere, eu am făcut două lucruri. Am cerut Corpului de Control al Ministrului Agriculturii să facă o analiză la fața locului, ce înseamnă Deseștiul din punct de vedere administrării pășunilor care sunt toate comunală, publică și privată, și a modului în care se fac anumite abuzuri. Eu vreau să vă spun, raportul e la mine, raportul nu a scos în evidență decât lucrurile adevărate, reale. Tot asta am vorbit cu șeful Corpului de Control, domnul Iuga, de la Ministerul Agriculturii, prin care s-a transmis la APIA că nu sunt lucruri care să ducă la anularea activității Asociației Prisaca, dacă nu mă înțeleg. Așa e? Da. Așa. Cum la fel ceilalți care sunt în fosta asociație, nu sunt într-un fel, într-o bătălie cu satul. Știți, mi-e foarte greu să văd care e oaia neagră și care e oaia albă. Că m-a întrebat odată, mergând tot așa în satele astea, zice, netale, zice, cât e oaia ai? Păi zice, am tale, zice, păi și albele și neagrele. Nu zice albele, zice alu femeia, zice neagrele sunt mele. Și pe care le mulci? Nitaștie, uite-te la ele. Deci,
Vă dau punctul meu de vedere pe care l-am dat la primar astăzi și vi-l citesc. Instituția prefectului către Consiliul Local al Comunei de Sești. Domnului primar. Urmare adresei numărul 1218 din 22 mai 2014, prin care ne transmiteți în vederea efectuării controlului de legalitate a hotărârilor adoptate în ședința ordinară din data de 16 mai, vă supun atenție următorul aspect. Prin hotărârea numărul 7, aprobați analizarea modului de respectare de către părțile semnatare a prevederilor contractuale din contractul de închiriere numărul 1576 din 7 iunie 2013, privind închirierea pășunilor comunale, constatând încălcarea unor obligații principiale. Referitor la acest aspect, vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 13, alineatul 2, din normele metodologice aplicate de Ordonanța de Urgență numărul 34 din 2013, a hotărârii de guvern privind organizarea și administrarea exploatarea pajiștilor, aprobată prin hotărâre de guvern numărul 1064 din 2013, primarul, prin aparatul de specialitate, repet, primarul, prin aparatul de specialitate, asigură controlul cu privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile concesionate sau închiriate. Repet încă o dată, primarul. Totodată, neîndeplinirea de către deținători sau utilizatori a pajiștilor și a obligațiilor prevăzute în contracte constituie contravenție, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoanele împuternicite de structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu, de către primar și persoanele împuternicite de acesta. În consecință, articolul 1. Din actul adoptat a fost aprobat cu depășirea competențelor materiale. Pe de altă parte, la articolul 2, aprobați înaintarea de către Comuna de Sești prin primar sau împuterniciți acestor modificări scrise și punerea în întârziere a Asociației Prisaca pentru Pășunat și Gospodărirea Pășunului din Comuna de Sești pentru chiriar să fie somată cu executare obligatorie la plata chiriei până în 27. Frumos, mă închideți telefonul. Până în 27 mai. Sub sancționa rezilierii contractului. Am citit contractul. Prin decizia Consiliului, care vă spun și cu asta, ca titlul al meu personal, este o hotărâre care eu vă respect ca și consilieri, dar eu cred că sunteți dumneavoastră consilieri aleși pentru comună și în numele sătenilor. A urmări cu obstinență să greșească cineva și imediat să-l executăm, cred că nu e în atribuțiunea noastră ca oameni. 27 mai este o dată care nu exclude ceea ce este în contract, care spune 30 mai. Și o dau o problemă prin faptul că anumite plăți se fac cu întârziere de către APIA, nu incubă neapărat a doua mișcare a Consiliului Local, rezilierea contractului. Și mai repet o dată, să puteți transmite tuturor, primarul, prin aparat de specialitate, care sunt specialiștii, urmărește modul în care se execută lucrările agrotehnice pe pășune. În cuprinsul hotărârii numărul 12 din 2013, prin care a fost aprobată închirierea pășunii comunale, se precizează faptul că chiria pentru anul 2013 se va achita în 2014, la datele stabilite, respectiv prima tranșă până în 30 mai, iar a doua tranșă până în 30 noiembrie. Octombrie-noiembrie, pardon. Putea spune noiembrie. Față de acest aspect, rezultă că chiriașul a fost pus în întârziere anterior împlinirii termenului scadent de plata chiriei. Mi se pare o hotărâre sau o decizie care e arbitrară în ceea ce scrie în contract. În conformitate cu prevederile articolului 1523 din Codul Civil,
debitorul se află de drept în întârziere atunci când s-a stipulat că simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea produce un asemenea efect. Banii mi se pare că veneau în cadrul primăriei. Comentariile mele de a stabili o chirie pe pășune este din nou arbitrară. Eu vă comunic că începând din 2014, acești bani, dacă nu-s folosiți pe pășune și în altă direcție, cine hotărăște treaba asta este direct răspunzător. Eu v-am mai spus treaba asta. Cu banii ăștia nu facem văcăriri de biserici, de cămine culturale, a ne face tot felul de drumuri până odor, a ne cumpăra animale și până acele pășuni. Deci ascultați-vă, nu comentați, că n-am nevoie, că cunosc foarte bine, cum să spun, în intimitatea mea cunosc ce se întâmplă cu banii de la Apia. Și vă spun într-un mod responsabil, la un moment dat, cine face aceste abuzuri și cine are dreptul să folosească pășunile astea și este îngrădit, răspunde el. Și nu se răspunde în factor comun. Răspunde fiecare în partea lui cum gândește. Pentru motivele arătate, veți proceda la reanalizarea actului criticat, comunicându-ne răspunsul până data de 5 iunie. Cu respect, prefectul Anton Lohian. Ți-am dat treaba, da? Da. Deci hotărârea care ați luat-o vis-a-vis de revizirea contractului, pentru mine e nulă de drept. Oricum, dacă ceea ce ați transmis mai departe, nu intră în aplicabilitatea. Și vă mai spun încă ceva. Când folosiți anumite acte administrative din primărie, care vă dă dreptul, cineva vă delegă să reprezentați primăria, pe primar, pe administrator, aveți grijă când sunt antidatate și în ce măsură vă permite să le folosiți pentru alte activități. Prin analiza corpului de control al ministrului Agriculturii, s-a constatat că prin cele reclamate aici este o diferență de membri al Asociației Prisaca, de la 188 de membri care i-au trecut în petiția respectivă, sunt 175 de membri care sunt adevărați cu animale și așa mai departe. Problemele notei de control sunt dirijate către APIA. Colegul de la APIA, Brânzei, va fi aici într-o jumătate de oră. Eu am avut acest program cu dumneavoastră. Dar prin faptul că respect munca țăranului și modul în care trebuie să rezolvăm treaba asta, nu cu dușmănie, am intrat aici. Acest primar m-ar putea înfia. De un an de zile, dacă ar trebui să-i închid ușa sau să nu-i fi închis ușa, la preocuparea care au avut-o vis-a-vis de treaba să rezolve lucrul ăsta, ar trebui să-l lăudați. Eu nu ar trebui să-l laud, că am motivele mele, dar laud, am ceva de acum. Dar, aș vrea să înțelegeți că legea spune lucrul ce vi l-am citit. Primarul, prin aparatul de specialitate, dacă nu-l are, îl cere. Urmărește activitățile agrotehnice de păpășuni și ia măsurile. Este responsabil dacă cei care au avut dreptul la aceste subvenții nu le-au aplicat păpășune. Consiliul Județean a hotărât tot printr-o măsură luată de direcția agricolă. Dar pe le-am spus odată. Lăsați, dar poate stai să spun ceva. Nu fi rău pe el, supărat poate că nu știe întinde. Că și mie mi se întâmplă lucrurile. Nu. Nu fi rău. Bine că nu l-am luat nici eu, că ia așa, păi am și eu. Lasă. Deci, am spus anul trecut că vin pe pășunea asta de Seștiului.
Vreau să vă spun că cunosc și, și cum arată oile în Desești. Ai văzut? Și atunci lucrurile trebuie să le separăm puțin. Anul ăsta e anul împăraților brâncovenești, brâncoveni. Am trecut a fost anul împăraților Constantin și Elena. Bă, tot întreb pe dumneavoastră, de ce e atâta vrajbă între noi? Lăsați, nu trebuie să-mi spui. De ce nu reușim noi, fără să viu eu aici, fără să vină poliția, fără să vină anii, DNA-ul, să nu ne înțelegem ca și gospodari? Stăm fața prefecturii, un monument făcut de Vida Gheza, a sfatul înțelepților bătrânilor din sate. De ce nu vă adunați în jurul acestor oameni care știu hotarele și știu modul cum le-au gospodărit? De ce nu ne respectăm proprietatea și o încălcăm cu atâta obstinență și cu dușmănie, știm că nu ai dreptul să umbli acolo cu ele să paști? De ce dacă numai atât ați lăsat moștenire tata, bunicul și străbunicul să ai, de ce trebuie neapărat să-i încalci proprietatea celuilalt? Că așa vrei tu. Că nu este organ care să te amendează, că te amendează, nu te interesează. Și prin sfidarea legii determin și pe cel care trebuie să învețe ceva din legea asta, spune doar, care-i treaba? Ai văzut că nu-i făcut nimic la tătuca. Ce mi-a face mie? Că eu mă duc la sală și am mușchi. Astea sunt câteva lucruri am vrut să vi le spun. Deci din această direcție, analizați ce s-a făcut la nivel ce înseamnă efective de animale la Desești, nu sunt neconcordanțe foarte mari. Doar un lucru este foarte clar, care vi-l spun cu mare responsabilitate. De n-ar fi banii pe pășunile astea, vă garantez că jumate n-ar ține oi. Și nu îndesești că ăla cu care am dat eu mână afară, cu badea văsălică, și am simțit rugurozitatea din palmă, pe ăla nu trebuie să ție de vacă, de lanț. Dar sunt unii care au mâna destul de catifelată. E bună de număra bani. Și lucrurile se complică. Lucrurile se complică. Atunci, posibil să ne uităm în palmă la ei. Deci asta a fost, vreau să vă spun că m-am oprit aici să vă spun punctul meu de vedere și vreau să spun că l-apăr punctul ăsta de vedere. Dumneavoastră puteți decide în Consiliu, în conformitate cu legea. Eu să iau acum notițe după câte supărări aveți dumneavoastră, nu iau. V-am spus atâta. Prisaca o să ia banii pentru ce se întâmplă această asociație și va trebui să începeți să lucrați. Am nu v-aș da exemplu satul meu din Groș, dar vă duc într-o excursie să vedeți cum arată pășunile din Groș. Deci vă duc până acolo într-o excursie dacă vreți. M-ați înțeles, da? Și vă arăt altele din județ care îți pline de stini și banii luați. Posibil că aceia care folosesc acești bani sau sunt și alte variante în care banii s-au fost folosiți să-și facă stână, să-și facă poies la oi și să-și cumpere, să-și schimbe efectivele. E bine lucrul ăsta. Dar tot la fel știm mulți dintre noi care ne uităm aici, care suntem așa mai alt pe cap, că să-și crești o vacă bună în grajd, trebuie să faci juninca, să vezi unde duci vaca la taur, să vezi dacă merită să o ții sau să nu o ții. Nu se iei oaia gata, ameliorată și când banii de la pe anul s-o mai da, s-o pui la sare. Ascult trei păreri, domnul consilier. Vă mulțumesc pentru cuvânt. Aș vrea doar un singur lucru să vă aduc la cunoștință. Dumneavoastră ați făcut referire la părerea numărul 12. Vreau să vă spun că, nu știu dacă intenționat sau din omisiune, din greșeală, da, cine v-a adus la cunoștință aceste lucruri, nu vi le-a adus în totalitate complete,
Eu cred că ați fost indus un pic în eroare, pentru că hotărârea numărul 12 a fost modificată cu hotărârea numărul 21 din 2013, pe care vă pot pune la dispoziție aici, e transmisă și la oficiul prefecturii, unde acel articol la care faceți referire a fost anulat și schimbat cu altul. L-a schimbat așa ca cum schimbă țiganii ca interc. Domnule prefect, vreau să vă spun că tot la proiectul de hotărâre este inițiat, de la 300 de la 200. Este inițiat, a fost inițiat tot de domnul primar și a fost votat de Consiliul Local. Deci tot proiectul primarului, a domnului primar, vă rog. Deci doresc următoarea treabă. Da, de acord. Mai departe. Deci dacă nu cheiem discuția, auziți? Deci dacă nu cheiem discuția și nu respectăm ce am zis, eu mă ridic de la masă, dacă nu ne putem adresa în mod civilizat, fără cuvintele care nu ne fac bine, vreau să vă spun următoarea un lucru. Deci, aș dori foarte mult, de un an jumate de când sunt prefect, tot încerc să vă spun că nu facem nimic cu dușmănie. Nimic. Dar se pot corecta lucrurile. Am înțeles asta. Aici vreau să vă mai dau o singură hârtie și vă las pe dumneavoastră să apreciați. O să plec eu, unchiul Ștefan, stai liniște. Dar nu când vrea dumneata, ci când vrea toată lumea. Unchiaș. Și pot să plec și mâine ca amândre. Unchiaș. Mulțumesc. Că suntem vecini. Unchiaș. Așa. Uitați-vă o adresă făcută despre, de către Primăria Comunei de Sej către crescătorii de animale, prin care îi anunță că dacă nu intră în asociația Pisaca, nu au dreptul să meargă cu animalele pe pășune. Eu nu cred că revine comunismul, colectivizarea și alte forme de astea dictatoriale în Comuna de Sej. Corect. Crescătorii de animale au dreptul conform ordonanței 34 ca să primească stai jos, și jos, să pășuneze pe pășunile. Stai jos, că dacă te vede picioare, îi enervez. Stai jos. Eu o să obișnui să vorbesc. Nu, stai jos, că nu. Crezi disconfort. Că știi ceva, dacă nu te uiți la nivelul lor, îi bai. Ce că vrei să domini. La ședința respectivă de Consiliu, noi am avut un proiect de hotărâre prin care toți crescătorii de animale să beneficieze de pășunea comunală, după cum mi se pare normal. Corect. A fost adoptată o altă hotărâre de Consiliu. A fost adoptată altă hotărâre de Consiliu, dar între timp s-a dovedit că s-a văzut că nu este corect ca 40-50 de cetățeni să nu aibă dreptul pe pădure, care dețin pe pășune, care dețin totuși efective cam 60-70% din efectivele de animale din comun. Corect. Și de aceea am ajuns să facem aceste hotărâri pe care eu consider în continuare că este legală hotărârea. Corect. Doamne, tare crezi că eu n-am. Te rog. Cum te numești? Roman. Nu se poate. Auzi, vreau să vă întreb, cum vă luați pensia, în euro sau în lei? În lei? Da. Vă rog frumos, schimbați hotărârea, mă. În lei? Bă, vă rog să schimbați hotărârea. Deci, mă, vă rog să schimbați hotărârea. Vă rog din suflet. Bine, mă, zi, mă, e detecție. Identifică terenurile. Tot, forșul, dar de ce nu vă spune pastoiești?
Nu, dar stați. Bun, am înțeles. Înseamnă că ți-ai din vaci. Că ai avut 20 ani trecut. Problema e în felul următor. Această atitudine de a paște pe pământul omului că tu ai animale, mi se pare că e absurdă. A doua problemă. Ieri am fost în col tău. Chiar veneam aici cu un coleg care mă duc la bistra cu el acum. O dispută între comunitatea maghiară și comunitatea romă din Coltău. Tot pe varianta unei pășuni pe care unii plătesc pentru ea că o folosesc și alții în batjocură nu îi interesează. Și-a făcut cineva, tot în modul în care să produci victime, un șanț cu un excavator, e 2,5 metri. Dacă pica un rom acolo, termina era filmul, gata, terminat. Că au zis că el face șanțul ăsta să dreneze pășunea, că e plin de piperic. Da, este în tehnologie că putea foarte bine să facă drenul și să-l acopere. Și să curgă apa foarte frumos. Dar din răutate au făcut treaba asta ca să provoace tot felul de scandaluri. Tot la fel pe dumneavoastră vă întreb, dacă o trecut pe hotarul dumitale cu turma, fără să folosim acte violente, de ce nu vă adunați 4-7 că sunteți aici și să zici, măi Rohian, e bai cu tine, mă? Păi, bai cu tine, mă? Văd că a venit prefectul, văd că a venit poliția, au venit jandarmii, vorbim la biserică, vorbim la mormântări și tu nu ne bagi în seamă, mă. Ce-i cu tine, mă? Pentru că lucrurile astea în felul ăsta se discută, pentru că proprietatea este, cum să vă spun eu, protejată, și este într-un mod legal sfântă. Păi dacă e sfântă și merge la biserică, nu cred că ăla poate chiar în fiecare să facă batjocul ăsta pe dumneavoastră. Și vreau să-i răspund domnului viceprimar. Într-un singur mod și domnului primar și domnului primar și domnilor consilieri. A crede că primându-vă până instanțe și căutându-vă dreptățile în alte părți care legea o să vă dea la unul sau altul, vedeți cei de pe margine care au rămas cu dreptatea în buzunar și cei care îi s-au dat dreptatea. Și vedeți dacă e chiar foarte bine. Și dacă ați ales un consiliu local și ați ales un primar și un viceprimar, eu cred că dumneavoastră aveți o altă atitudine față de săteni. Când am asumat anumite funcții pe anumită perioadă determinată, trebuie să ne asumăm din punct de vedere al lui Badea Văsălica când zice ți-o fă bugăt. Și eu le-au dat de foarte multe ori la adresa mea. Locurile îți dai să ți le asumi. Dar dacă faci un lucru bun, cred că omul are altă atitudine. Și sunt convins de asta că am experiența asta în viața mea. Și dacă încerci să faci bine, te simte omul dacă faci bine. Dacă vede omul că faci ceva să fie numai contra lui și numai să-l înșurubezi, normal că zice, du-te afară. Și cu asta ți-o asumi. Și de-aia vă spun că e bine să vă uitați la mulțime. Am citit dimineață într-un ziar a unui consetean de-a noastră, lui Pârja, când spunea următoarea treabă și eu mă tot raportez la el de câte ori pot până când o să plec. Nu luați în derâdere țăranul și viața de la țară. Încercați să faceți bine pentru ei și încercați dumneavoastră să vă schimbați viața. Nu o să vă schimbe viața niciun orășan. Dumneavoastră vă schimbați. Și schimbând viața dumneavoastră, o schimbați și a orășanului. Zi, domnul primar. Domnul prefect. Să derulăm un pic... Nu face istorie. Nu face istorie. În 2 minute. Bun. Să știe, în 2007 s-au semnat 11 contracte de către domnul viceprimar fără hotărârea Consiliului Local. În 2008 s-au încă la aceea 11 și încă 2 în plus, la fel fără hotărârea Consiliului Local. În acești ani, până în 2013, s-au expirat contractele în 14 mai. Normal, aceste persoane, că au fost semnate pe persoane fizice, au luat sume foarte mari de bani. În comunitatea, cum vedeți dumneavoastră, a început scandalul și circul. Ca să
diminuăm acest scandal și acest circ, eu și cu acești consilieri, 8 din cei 11, care au fost de partea asta la altă, am luat o hotărâre. S-a înființat o asociație la nivel de comună, după cum se știa, asociația Prisac, în jur de 200 de membri. Am zis, facem o asociație, să facă o asociație, în asociația asta și la covacă, și cu 5 oi, și cu 10 oi, și cu 100 de oi, să poată intra în asociație. Este mai ușor de controlat, să-și, cu condiția să angajeze un contabil, să poată gestiona banii, să știe cu fiecare leu, că e bani public. Cum noi la primărie vine curtea de conturi și ne verifică. Trebuie să dăm seama de tot leu, dumneavoastră știți că și la dumneavoastră se întâmplă chestia asta. Așa să dea seama aici de tot leu. Și ca să-i scăpăm și pe ăștia, că normal, lumea nu suportă. Ai vrut, să-i scapi din necaz? Să-i scapi din necaz, bineînțeles, că lumea nu te suportă, adică tu iei miliarde și eu nu iau nimic. I-am aici, în 2007, cu 20 de oi și cu 17 oi, au luat 100 și ceva de hectare. Nu știu cum s-a justificat încărcătura la 20 de oi. O să spun eu. Și s-a luat miliard și celălalt ce a fost cu 70 de oi în stână și cu 50 și cu 60, au luat în freză, nu au luat nimic. Normal că ei au acoperit pășunea cu oile celorlalți, da. Și au luat banii. Așa, ca să-i scăpăm de gura lumii și de scandalul și de circul, să îndreptăm un pic lucrurile, să meargă spre bine, să nu fim noi capul de afișa României. Și am zis să făcut asociația respectivă și toată lumea acolo. Și dumneavoastră a fost anul trecut aici și a spus așa. De acel cu țâța în gură până la cel copil ca mână, n-am uitat. Așa a spus toți în asociația asta. Care e problema? De ce nu vreau intra oamenii ăștia în asociație? Știu că nu e obligatoriu, nu e obligatoriu, dar dacă 200 de oameni s-au conformat, oamenii ăștia spurcați care au intrat în asociația asta. Să ce au oamenii ăștia? Chiar îți spurcați? De că ăștia s-au conformat, ei de ce nu se conformează? Mai ales că ei acum pot să vină normal, că miliardele sunt, de ce să nu vină în asociație? Că și-au cumpărat oi pe banii de la APIA și-au mărit efectivele. Acum, ăștia ce nu au luat bani de la APIA nici un leu. Normal că nu și-au putut mări omul efectivele. Cum s-o iei ăștia acum de la început cu ei? Acum acela ce a avut 15 oi în 2007, acum are 150. Normal, e de înțeles. Ăsta la altă are tot 15 care a avut în 2007 și acum. Numai puțin. Nu mai vorbim de terenurile oamenilor care fac praf. Praf e toată iarna, că nu a fost zăpadă, acum le-au călcat în picioare. Păi pășunea o luat în 6 ani, terenul iau oamenii la picioare și miliarde la buzunar. Acum să vine domnul viceprimar, dacă, nu știu, sunteți în cunoștință de cauză, cu această hotărâre, nici n-a comunicat-o prefectului și primarului, dar vine să lua hotărârea și luni deja a fost la executorul judecătoresc la Batin Petru, cu hotărârea și pe la amiază ți-a fost la președintele asociației să însomeze să pune banii jos. Batim, nici secretarul nu a contrasemnat hotărârea. Batim a fost foarte hotărât, că a fost câți bani ies. Așa ea de la Batim. Cum execuți tu o chestie de asta, că nicăieri, nici în tot hotărârea nu spune până la 27 mai. Primare, să ne oprim. Deci, de aici început, deci dacă m-ați înțeles, atât de bine cunosc această problemă la nivel de județ și atât de hotărât sunt să punem piciorul în prag. Toate aceste constatări sunt pe masa ministrului agriculturii Daniel Constantin. Și vă spun eu că în vara asta, prin ordonanța 34 care se pune în aplicare, se vor face câteva lucruri care nu o să fie pe placul celor care în sfidarea legii și în, cum să spun, disprețul celorlalți mulți, se consideră că acolo sunt lucrurile bune. Aveți un pic de răbdare. Primare, cunosc toată treaba asta. Cunosc atât de aproape și atât de fidel ce se întâmplă pe cele 240.000 de hectare de pășuni din județul Maramureș, încât tu n-ai somn noaptea. Și neputința modului în care se gestionează aceste pășuni și ce ar trebui să fie județul Maramureș pentru economia națională, nici nu poți să dai tu seama. Într-o activitate de studiu economic și de piață, județul ăsta, pe varianta colectivizării de care vorbești tu, domnul viceprimar, și în varianta în care se luau cote, și în varianta în care
Nu se raportau animale din odorul omului de către era în odorul omului. Județul Maramureș era după Suceava, pe locul 2. Astăzi au ajuns la un fel de regat cu oile astea. Oile deci totul. Vaca care, eu nu o să fac nimic, capra și oaia, acum e o chestie, nu vreau să-mi fac de servicii. Că nu vreau să-mi fac de servicii. Că l-am pus pe unul dintre cei care era foarte mare stăpân de oi, să l-am dat pe ce parte să mulge oaia. Păi nu știu, pe partea, pe stânga sau pe dreapta, ați vezi pe din spate, mă zic. Și atunci mi-am dat seama câtă sfidare este la numele celui care e oier și cioban. Și ar trebui delimitată treaba asta, tot prin problema ce spune ție, prin dreptul care l-ai ca primar și cu specialiștii, cât rămâne pășune pentru vacă și cât pentru oaie. Că nu paște vaca lângă oaie. Știm asta de toată lumea. E adevărat sau nu e adevărat? Atunci ce le încurcă, măi oameni? Sunteți consilieri din sat. Trebuie făcută treaba, domnule. Până aici ai vaca și de acolo e oaia. Ne obligă legea să facem. Îi vorbiți pe la biserică, bă, dacă ne întreabă de mine. Dacă îmi dați voi și mie să... Domnul prefect, încă un minut. Ce să... Acum se urmărește rezilierea de către domnul vice, nu rezilierea se re, nu contractului. Asta se urmărește și acum am înțeles că este un proiect de hotărâre făcut de domnul vice pentru rezilierea contractului și... Normal, la rezilierea acum contractul s-ar pierde banii sigurat pe 2013 și să se dă înapoi la... Dacă mie nu se pierde niciun ban. Rezilierea nu are retroactiv. De-aia sunt aici în discuția asta. Nu are una cu alta, mă. Și dacă voi nu primiți banii la timpul că s-au stabilit în contract, nu poate o hotărâre de Consiliu, domnule, să desfințeze o asociație. O asociație se formează foarte greu. Și v-am recomandat la toți să intrați în asociația care vă dă forță și putere. Nu este obligatoriu. Dar dacă nu e obligatoriu, cel care nu intră, trebuie să respecte legea. Din punct de vedere a unei asociații, ceea ce este mai mult decât puțin. Și atunci, ce majoritatea se supus minoritatea. Dar cum să n-ai pe dreptul la pășune? Și atunci, are de ce nu-i o dăm? De ce nu-i o dăm? Asta e toată, problema. Și nu-i dictatorul, cu acest proiect de hotărâre, eu ajung la scandal și poate vor fi chiar oameni morți. Nu vorbiți. Vorbiți serios? Sunteți din Desești? Da. Să vă spun de ce. Dacă ordonanța 34 îmi dă mie dreptul ca persoană fizică să primesc ce accept și nu mă rog frumos. Stați un pic, hai să ascultăm. Și fac cerere pentru pășune. Corect. Și nu mi se dă. Da. Eu ca, nu persoană fizică, juridică, am atâtea animale a mele. Da. Cer pășune și nu mi se dă. Vă spun că se rezolvă. Se rezolvă. Uitați-vă, se rezolvă. Nu-s primar eu aici. Nu-s primar. Dacă aș fi primar, dar poți să candidez la un dat. Să spun care e povestea. Câte animale la nivel de sește? 3.000 de oi, mi se pare 700 de vaci, ceva de genul ăsta, da? 6.000 de oi. 6.000 de oi. Să facem încărcătura, da? Da. Dumneatale, singura problemă care nu a fost corectă a fost faptul că nu vi s-o discutat cererile. Da, oprește puțin. Dar te întreb pe dumneatale în 2007, în care drept a dumitale de sfidare a comunității nu i-a înțeat pe toți cum se ia aici, că ți-a luat niște drepturi atunci. Dacă tot ești în litera legii și pe ordonanța 34, dragul meu, când vrei să fii om să nu dea ceva cu piatră în tine, vezi dacă ai făcut bine ce ai făcut atunci. Pentru că să spun ceva, știu foarte bine toată treaba asta. Și nu-i numai a voastră aici. Eu cred că e convenabil pentru dumneata și animale dumitale. Că nu cred că ți le-au scos vacile din păpășune. Dă-mi voie, nu cred că ți le-au scos. Dacă ți le-au scos vacile din păpășune, vină la mine și cot-o de ele. Nu, dragul meu, a lui nu le poate, dragul meu, încă o dată vreau să spun ceva. Zboară pe sus. Încă o dată vreau să spun ceva. În detrimentul comunității, să a venit cu niște ordonanțe și legi,
Dacă faci letarul o să de păpășune, vii la mine, dragul meu. Dragul meu, respect tarul, e în vorba ta treabă. Când o să scoată animalele tale de păpășune, vii aici. Nu putem, domnul prefect, nu putem îndrepta o nedreptate cu alta mult mai mare. Adică ce dreptate? Păi a zis că aia cu 2007 cu o nedreptate. Da. Nu, stai puțin, eu n-am zis, nu, dar de ce? Unde sunt soile acum? Păpășune. Unde vii soile acum? Care e problema? Știi care e problema? Știi care e problema? Poate da amendă. Știi care e problema? Nu, nici oameni, știi care e problema? Da. Banii. Nu, dar sunt care nu au avut, bani. Ați auzit, oameni buni, discuțiile din sală au fost aprinse, acum sunt aprinse afară. Avem lângă noi un consilier care ne va spune în ce constă, de la ce a pornit gâlceava asta în comuna de Sâșt. Da. Dacă îmi dați voie, de asta situație noi nu am avut nevoie. Dar există. În anul 2007 s-au încheiat niște contracte fără aprobarea Consiliului Local. Deci ilegale. Ilegale. Contracte păpășuni. Datorii, pentru unii am înțeles. Pentru unii. Pentru 13 persoane la nivel de comună. Eu atunci, numai 13 oameni au aici animale? Nu, asta s-a dat pe bază de campanie electorală, prieteni, neamuri sau așa. Către cine? Cine a semnat contractele alea? Vina aparține primăriei de Sești, nu a unuia sau altuia. Eu am fost... Și în numele primăriei cine a semnat? În numele primăriei a semnat, după câte știu eu, viceprimarul. Și eram puternic și printr-o hotărâre de Consiliu Local să semneze așa ceva? Nu putea nici primar, nici viceprimar să semneze aceste contracte fără aprobarea Consiliului Local. Și totul s-au semnat și au generat efecte juridice. Dar nu poate învinui primarul pe vice sau vicele pe primar. Pentru că pârghile au fost în mâna primarului. Dacă mie mi-a greșit viceprimarul și-a încălcat legea, a doua zi adun Consiliul Local, poate fi și schimbat. Fac un raport și propun schimbarea vicelui. Bun, am înțeles asta ca procedură, însă situația a degenerat. Oamenii care au beneficiat de acele contracte și-au băgat niște bani în buzunar, da, și alții s-au ales cu praful de pe domnul. Altul stă și să uită. Într-adevăr, putea să încheie contracte la 130 de persoane, nu la 13. Cel puțin la 130 trebuia să încheie contracte ca să mulțumească majoritatea populației. Și această adunare de azi și nu numai azi, de mai multe ori care se adună, îi datorită conducerii comunei. Nu pot nici unul pe celălalt ca să învinuiască că vicele sau că vicele, că primarul. Fiecare îi cu vina lui. Vina le aparține dumnealor. Dar asta nu rezolvă problema oamenilor. Că problema... se ceartă la cola e altă treabă. Dar oamenii au de suferit. Un lucru, ca să vă spun, și eu am fost pentru Asociația Plisaca. Am fost pentru. Dar nu cu condiția ca să eu să te oblig pe tine, Badea George sau Ion, să te oblig să vii neapărat în asociația mea. Considerați că este un abuz? Consider că e un abuz, pentru că noi, la ora actuală, nu suntem în dictatură. Pentru aia în 89 am făcut revoluție, să fim... Am înțeles. Cum comentați atitudinea domnului prefect? Eu, să știți că atitudinea domnului prefect, mi se pare mie că am lucrat, am fost și eu primar în viață, părtinește... V-ați vindecat. M-am vindecat, da. Eu
zic că părtinește ceva. Conform legii, nu oblig pe nimeni să vină în asociația mea dacă omul nu vrea. Fiecare se duce și eu am, obligație în Consiliul Local ca să dau la fiecare crescător de animale să-i atribui pășunie după câte animale are, să atâta timp cât este. Haideți în coace, dacă vorbești, vină în coace. Numai o secundă, hai în coace. Considerați că e un abuz a intra în asociația Prisaca. Dar nu obligatoriu, nu e abuz. Nu-i obligă nimeni, dar atunci ce cer drepturile, aceleași drepturi ca și noi. Deci, anii anteriori, deci nu a fost un abuz ceea ce s-a făcut. Da. Bun, și acum de ce nu vreau să se conformeze cu toată comuna? Pentru că sunt 15 oameni. Nu-i toată comuna. Majoritatea. Eu am Majoritatea. Majoritatea a intrat în asociația Prisaca. Deci am văzut și eu listele. Eu am cunoștință de toate. Și eu stau foarte de vorbă, eu am un local aici care la mine vine foarte multă lume. După ce bani s-au cumpărat multe animale? După ce bani s-au considerați cumpărat? Că banii de la API au fost folosiți în loc pentru îngrijitul pășunilor pentru a-și lua animale? Deci unii bani s-au folosit în scopuri neutile. Deci nu s-au folosit pentru pășune. Deci vorbim de deturnare de fonduri. Deci nu știu dacă sunt în măsură să iau eu, să pot vorbi de chestiile astea. Deci sunt necunoștință de cauză. Dar foarte mulți bani nu s-au folosit unde trebuie. Deci nu s-au folosit pentru pășune. Deci banii ăștia europeni s-au dat pentru întreținerea pășunilor. Deci aș vrea foarte mult să se facă un control, să se vadă, deci ce s-a făcut pentru pășunea respectivă. Uite, eu de exemplu acum am dus niște animale în pășune, deci nu este un saivan, nu-i absolut nimic acolo în pășunea aia. Deci apa, deci nu-i cum trebuie, deci acum este apa, acum nu este. Deci, dacă... Cine a luat banii pentru acea pășune până acum? Deci gazdele de stână au luat, deci 13 oameni sau 11 oameni care au fost, au luat toți banii. Și au folosit, deci sunt, o parte din bani s-au folosit și pentru întreținerea pășunilor, dar nu în totalitate. Deci nici de cum în totalitate nu s-au folosit banii pentru pășune, pentru întreținerea pășunilor. A voastră aveți o asociație, da? Da, Asociația Copăceni. Dar câte asociații sunt în Desești? Păi, cred... Fiecare își face câte una în fundul curții. Nu. În Desești, eu am fost din 2009. Și câți membri aveți? Am vreo 30 de membri. Așa. Și acum, eu nu știu care e legea, că tot aud pe la televizor... Ați beneficiat de ceva sau nu ați beneficiat? Da, am beneficiat și am dat bani... Din 2010. Din 2010. Da. Și mi-au venit și am dat bani înapoi că, mă rog, au găsit Agromediu... Cu cine ați semnat contractul? În ce condiții ați intrat în posesia acelei La mine a fost transfer de contract, că eu am avut animalele mele, 20 de animale mele. Cine v-a transferat? Verdeș. Deci unul dintre ei care au beneficiat în 2007. Sigur. Dar eu știu că în toate contractele, una dintre clauze este să nu străinezi. Da, pentru că în momentul în care schimbi tu destinația sau proprietatea, îți pierzi dreptul de proprietate. Da, ce, vindem dintr-o parte într-o altă? Am dat banii înapoi. De aia am plătit eu toate astea agromediurile înapoi, din cauza asta. Bun, și n-ați încasat niciun ban, dar v-ați folosit de pășune. Da, m-am... Frânză și lapte tot ați făcut. Păi eu am vaci... O jumătate de miel, o aia? Nu, că eu am capre, am 120 de capre și am vreo 30 de vaci. Deci n-ați beneficiat, dar tot ați beneficiat. Da, acum mă întreb eu, de ce nu se lucrează după lege? Deci, și cum ați vrea dumneavoastră să se lucreze după lege? Să primez numai după animalele mele. Am asociat... Deci, înțeleg că alții primez mai mult? Păi, așa văd că... Ia să mai vorbim și cu alții. Domnul reporter, mă numesc Bohotiș Gheorghe, Mara 83 PRB. Între aia care ați luat atunci în 2007 bohotane aia? Nu, sunt crescători de animale. Am început, toată viața m-am ocupat cam cu asta. Am intrat în colaborare cu un alt neam de amniute Bohotici. Avem 50 de oi atunci, el avea 62.
Eu avem patru mari, el a avut un ghibor și un pui. Bun. Acum, nu mă interesează câte animale. Spuneți-mi, aveți pășune sau nu aveți? După ce au luat dumnealor, au venit la Consiliul Popular, le-au făcut niște hârtii, au beneficiat 5 ani niște bani de la Uniunea Europeană. Și dumneavoastră nu? Eu nu. Nu. Nu, nimic. Dom'le, și-o mulțit... Deși și voi creșteți la fel ca și ei. Da, da. Și-o mulțit urmile, și-o mulțit urmile, că nici strămoșii, nici bunicii lui nu au avut 200 de oi, aia 200 de oi și 12 mari. Vă râd în nas. Și acum mie îmi râd în nas, eu tot 50 de oi am și acum, tot acele animale le-am, știi? Eu n-am putut să beneficie din nimic, știți? Asta e situația. Asta e nemulțumirea poporului și a întregii comunii acestea. Și... Domnii ăștia de la primărie, ăștia frumoși care... Cine i-a pus acolo? Nu oamenii de stat de acolo? I-am pus noi acolo, eu sunt mișelești, eu dus pe, din Mara pe Șepte, din până de Săi vă patru, vă două și doi ghități. Sunt oameni care sunt din afara comunei, spuneți? Nu din comună. Eu dus aici la primărie, le-au dat pășunea lor, au acoperit-o cu animalele noastre, o lua banii personali, o pus în jeb și o zis că după ce banii la mine în jeb și zice, eu și ce să fac cu ei. O mulțit animalele după cum au vrut ei. No. Mulțumim mult de tot. Tepei din Mara. Am fost administrator de stână până în 2005 inclusiv. Din anumite... Chiar când să faceți bani v-ați oprit? Da, când să facem bani m-am oprit. M-am oprit din anumite motive. Copiii au plecat pe la școli, am rămas singur, am și cu servici. Ei, dacă pășunea asta nu a spus-o nimeni că are de drept comun. Cred că rezultă și din extrasul SACF că fiecare cetățean a satului Mara, a comunii Sâștiu, a avut o cotă de pășune comună. Și mă gândesc că un bun comun, cum îl pot folosi numai 7 persoane? Care tot cu efectivele noastre, că eu am făcut stână, nu cu oile mele. Stânile s-au făcut cu oile satului. Asta a fost tradițional. Stânile s-au făcut cu oile din sat. De la 5... Bun. Da. Cum explicați atunci faptul că s-a făcut mai pe furiș contractele? Foarte bine. Pentru că din întâmplare au făcut că în 2007 eram în Consiliul Local, când a venit, ordonanța de legea, a venit la primărie. Domnul vice la primar, a zis, mă, am căpătat o hârtie că zic niște bani, dar nu știe că câți, de la APEA. Trebuie să faci, pe cine facem? Ei, facem pe gazele stâne, că de facem pe persoane, pe care merităm pătății, bai, hai facem pe aici, că de pe aici, așa cum așa. Ați participat dumneavoastră la discuția aia? Asta a fost în timpul când eram în Consiliu, pentru că am primit o somație de la APEA, de la Ogna Șugătac, eu cu 6 hectare care e eligibil, îmi trimite o somație domnul Anton, zice, măi, am fost la tine acasă și 0 lei, că nu corespuns cu suprafața de teren care ai la noi. Și eu m-am dus, cer hârtie de la adeverința de la primărie și atunci cu asta ocazie eram în primărie. Ajungând la Ogna Șugătag, acolo încă s-a discutat domnul Anton, domnule, uite, vin niște bani. În telefon ne zbura, plătăți gazdele de stâne, că mai ușor... Cine era inițiatorul? Cine se agita mai tare la vremea? Domnule, noi... Că în sală s-a vorbit de faptul că viceprimarul le-a făcut pe toate. Sigur că domnul viceprimar s-a ocupat cu pășunea și cu... Și s-a părut normal, cum erați consilier atunci, să fiți de acord? Nu eram consilier. Da, păi stați două secunde. Deci vi s-a părut normal ca să se facă ceva dacă nu exista o hotărâre prealabilă prin care să-l fie împuternicit și să dea pe urmă dare de seamă rapoarte Consiliul Local? E, domnul reporter, asta a fost... După aia s-a făcut o hotărâre Consiliul Local, dar nu s-a spus la nimeni. De aia s-a făcut hârtire, nu știu când vin bani sau nu vin. Tatăl meu a știut, a stat muribund. Domnule, când au apărut bani în conturile care avem fiecare dosar de APEA, care avem teren ilegibil, s-a trezit cu câte 800 de mii atunci în cont. S-a spărea să-i scoată aici. Măi, e greșeală, de unde se scoate 800 de milioane? 800 de milioane. E, după ce s-a învățat, ai scoate. Opa. Și fără ca să se facă lucrările respective pe pășunitor. Asta e mai dureros. Asta e mai dureros, da? Sigur. Bun. Mulțumim. Cum comentați situația existentă în momentul de față aici în Desești, care vă dă, uite, agită oamenii? E rușinos. În primul rând, din partea conducerii. Conducerii de la cine? Conducerii primăriei. Fiindcă noi nu reușim niciodată să ne înțelegem noi, trebuie să vie autoritățile județene să ne rezolve problemele care sunt a noastre. Noi trebuie să rezolvăm problemele, noi trebuie să facem înțelegerile. Ia avem reprezentanți în Consiliul Local, primar, de ce nu se pot înțelege oamenii aici? Nu știu. Mi se pare normal că unii au beneficiat din 2007 și alții deloc? Nu mi se pare normal. Chiar și eu sunt în situație cu oile mele mai puține câte le-am avut. Dar le-am avut și a mele. Din 2007 eu
utilizat. Păi n-ați știut atunci? Păi n-am știut atunci, dar că n-am știut. Am aflat ulterior. Bun, dar acum se spune că acele toate lucrurile care s-au făcut atunci s-au făcut ilegal. Da, unii s-au ales cu niște bani, nu? Nu e competența mea să spun că s-au făcut ilegal. Ce pot să spun eu este că acum, când s-a încercat o formă juridică și o asociație la nivel de comună, este problemă că nu dă pășunii la toată lumea, dar în 2007-2008 nu a fost problemă că 11 au primit și ceilalți mulți nu au primit. Atunci nu a fost problemă că nu dă la toată lumea, numai amu e problemă că se dă. Acum când sunt sigur că se iau bani de la APIA, nu? Și atunci s-au luat banii la APIA, da. Nu știa toți. Nu știa toți. Nu știa toată lumea. Nu știa toată lumea, aici e bani. Domnul viceprimar, cum comentați situația existentă în comună și faptul că de față cu domnul prefect s-a vorbit de ilegalități, de contracte tocmite fără aprobarea Consiliului Local? Despre contractele care se spune că au fost întocmite fără aprobarea Consiliului Local, pot să vă spun că există o sentință definitivă a Curții de Apel Cluj, prin care s-a lămurit situația și contractele au fost legale și nu cred că mai are rost să discutăm despre legalitatea lor. Că atunci, în 2007-2008, nu s-a cunoscut bine situația, asta o știe toată lumea. Numai că populația n-a fost informată corect. Nici despre legislația, nici despre ce drepturi au oamenii și așa s-a tergiversat până în 2010 când s-a pornit o acțiune în instanță care s-a finalizat anul trecut la Curtea de Apel Cluj. De ce unii au primit atunci în 2007 și alții nu? Atunci în 2007 și 2008, după legile care au fost atunci, s-au primit, pășunea a fost închiriată administratorilor de turme și de stâni. Celor mai mari gazde. Da, exact, celor mai cu animale. Asta a fost singurul criteriu. Singurul criteriu pentru care s-a... După apariția, schimbarea legii prin 2009, când trebuiau deja să se depună cereri la primărie și era modelul dat în hotărâre de guvern, modelul de cerere, după aceea puteau să depună cereri, să solicite orice cetățean, dar la noi, în loc să se discute despre depunerea cererilor de către crescători de animale, s-a procedat la atacarea în instanță a contractelor cu ceilalți cetățeni. În loc să le reziliem de bună voie, pentru că eu susțin că se putea, s-a trecut la instanță. De ce ați fost acuzat de față cu domnul prefect că dumneavoastră ați fi de vină pentru semnarea? Pentru că eu le-am semnat contractele. Deci, aveați o împuternicire în partea Consiliului atunci? Eu eram viceprimar atunci, deci fără să fiu consilier local, după legislația de atunci. Așa. Iar în baza sarcinilor de servici pe care mi le-a dat domnul primar prin dispoziție, am semnat acele contracte, le-am și completat contractele, pentru că s-a făcut un model, secretarul fiind juristul instituției a făcut un model de contract, eu am completat numele persoanei, locul unde și am semnat în numele primarului, pentru că primarul zis se ocupă de treaba asta și, bineînțeles, nu singur, cu inginerul Tupiță de la primărie, ne-am pus harta pe masă și am făcut repartizarea pe blocuri fizice, pentru că atunci am văzut prima dată și noi ce sunt alea blocuri fizice și o hartă de la APIA. Bun, haideți să ajungem în zilele noastre. Cum pot fi oamenii ăștia împăcați pentru că, raportat la legislația actuală și la actuala situație, nu cred că ar fi corect ca unii să aibă mai multe drepturi decât alții? Asta am spus și anul trecut, după apariția ordonanței 34, pentru că, dacă rețineți, a fost legea 214, care a fost abrogată de ordonanța 34. Cetățenii au fost anunțați la biserici, au venit, au depus cereri. În prima fază s-au depus în jur de 100-910 cereri pentru pășune. Cererile n-au mai fost analizate, pentru că încă erau contractele până în 14 mai. Ei, între timp a apărut ordonanța 34, crescătorii de animale, o parte dintre ei au depus din nou cereri la primărie, nici acele cereri nu s-au analizat, pentru că domnul primar cu un grup de cetățenii au făcut o asociație în care au zis că să-i intre toți. E bine, e rău că a apărut această asociație? Nu. Am înțeles că mai sunt și alte asociații, da, în comuna de Sens. Nu e rău că a apărut asociația, orice asociație e bună și viitorul agriculturii ar
trebuie să fie pe forme asociative. Da, bun, dar fără să ajungem la vechiul colectiv. Fără colectivizare, dar nu poți să oblige... Oameni așa cu arcanul să-i băgăm în colectiv. Exact, nu poți să oblige omul să intre în asociație, mai ales că sunt unii dintre ei tineri fermieri care au câte un proiect făcut pe măsura 112 sau intenționează să facă proiecte de finanțare europeană. Și în momentul dacă intră într-o asociație își pierd drepturile. Îi încurcă și aici nu s-a înțeles și domnul primar nu a înțeles că și acești copii au dreptul ca să nu-i trimitem înapoi în Germania la praz și la șparanghel. Deci soluția din punctul dumneavoastră de vedere ca viceprimar, că e una să spună un cetățean simplu o părere, alta e să spuneți dumneavoastră care aveți pârghiile legale de a rezolva problemele. Care ar fi soluția pentru ca să nu mai avem aici adunări comunale la... Soluția este adoptarea unei hotărâri de Consiliu în conformitate cu Ordonanța 34, articolul 9, care spune clar că toți crescătorii de animale au dreptul. Eu am făcut un proiect de hotărâre în sensul acesta, am schițat chiar și o repartizare a suprafețelor în funcție de efectivele de animale pe care le dețin fiecare cetățean și asta aș vrea să discut. Baza de calcul care este? Situația din registrul agricol? Nu. În punctul de pornire? Nu, baza de calcul este situația din RNE, cum scrie în ordonanță, dublată, noi am considerat că este necesar să o dublăm cu adeverință semnată de medicul veterinar care știe exact efectivele pe care le deține fiecare cetățean. Pentru că în unele cazuri în RNE nu sunt scăzute ieșirile. Și aici te poate duce într-o eroare. Dar deci există pericolul ca unii să declară mai mult să nu aibă atâta? Să nu declare tot ce are. Nu, prin asta am evitat ca să se declare greșit dublând oglinda din RNE. Pe bune, așa, ținând cont de oameni. Da. Vă faceți atunci jos de alți dușman, că niciodată nu se-i împăcați pe toți. Eu sunt obișnuit cu... Mi-am asumat partea asta din 90... Eu am fost 10 ani primar în Comuna de Ses și din 2004 viceprimarul Comunei. Mi-am asumat toate riscurile acestei funcții de demnitate publică. Știu că... Am văzut că v-a zis cineva că să plecați, că e bucat, gata. Nu-i bai, nicio problemă. Mai stai un pic. Nu, să plec. Nu, dar o să am o discuție cu omul, să-l lămuresc de ce susțin drepturile fiecăruia dintre cetățeni, inclusiv a dumnealui, a lui Roman Ștefan, inclusiv a lui. Domnul consilier, cum comentați situația asta fără precedent? Mă bucur că la această ședință, am impresia că din partea primarului a fost invitat domnul prefect și eu, personal, am avut o întrebare care am adresat-o prefectului. Dacă Pop Gheorghe din Desești este persoană fizică și are 10 animale și nu dorește să fie într-o asociație, are dreptul de a primi pășune? Eu cred că are, că e o lege care stabilește că orice om și nu obligă neapărat pe cineva să facă parte într-o asociație. Și am rămas supărat de răspunsul prefectului, prin care mi-a spus cam în felul ăsta: ți-o scos cineva animalele de pe pășune? Oare eu îmi pun întrebarea, putem merge pe pășune fără să primim o repartizare? Apropo de repartizare, deci s-a părut că s-a lucrat corect când s-au repartizat pășunile numai pentru unii? Nu. Nu mi s-a părut că s-a lucrat corect. Ei au luat și niște bănuțe aia după chestia asta. Cei au crescut animale și n-au luat. Au fost adresate de mai mulți cetățeni din Desești cereri și ocazional am văzut una, deși în Consiliu Local nu le-a dus să ni le prezinte. Am văzut un răspuns la un cetățean care suna în felul următor: dacă vii în asociația Plisaca, beneficiezi de pășune. Deci e o condiție asta. Eu asta am văzut din răspunsul dat unui cetățean la cererea: dacă vii în asociație, vei primi pășune. Atunci, ca și consilier, mi-am pus întrebarea:
Oare această asociație a primit atâta teren încât poate da și la alte persoane? Dar de unde are ea așa? Să lățește, cum să faci? Din lege eu am impresia că trebuie să îi se repartizeze unei persoane fizice sau unei asociații atâta teren câte animale le poate duce la pășune. Domnul consilier, cum comentați situația existentă? Pentru că sunt și oameni nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în momentul de față. Pe nemulțumirea e prin neînțelegerea ordonanței 34. Deci dacă consilierii nu studiază foarte bine, dacă era studiată ordonanța 34 de fiecare în parte cu mare atenție, atunci se vedea că acolo la articolul 9, aliniatul 3, spune că deci pășunea se dă la fiecare după ce era depusă. Sau, de exemplu... Deci înțelegem că sunt și oameni care nu au depus, dar care fac păspărați. Nu. Deci s-au depus, nu știu, 100 de cereri, dintre care numai Plisaca, Asociația Plisaca i s-a atribuit direct pășunea, ceea ce este contrar legii. Deci asta este părerea mea. Sunt mai multe asociații care există aici. De ce unele da, altele nu? Da, deci... Exact, cum am spus, astăzi mai multe și deci aici, de aici e tot scandalul și toată problema, fiindcă s-a atribuit unea singura până atribuire directă care tot contrar legii este și pe ăia la alții s-a omis și mai mult decât atât s-a trimis acasă de către primărie o adresă prin care s-a scris către ăia la alții cetățeni că nu au ce să meargă sus pe pășune care iară, tot așa mi se pare. Bun, dar care se pare că la bază, totuși, după cum s-a spus acolo, au stat așa, motivul Gâlcevi ar fi că în 2007 s-au dat prin tot un fel de încredințare directă numai la câțiva din comună. Păi, cum comentați aspectul ăla? S-a dat la toate stânele, deci nu s-a dat numai la deci câțiva. La cei mai bocotani, cei mai cunoscuți de sat. S-a dat la toate stânele, absolut. Ceea ce, și la stâne mergeau mai mulți oameni la o stână. Ceea ce alții consideră că nu a fost în regulă, Curtea de Apel Cluj a dat o sentință definitivă că a fost perfect legal. Ceea ce deci, nu putem să comentăm. Nu mai avem ce comenta în momentul acesta. Mulțumim mult de tot, domnul consilier. Domnul consilier, cum comentați situația evită? Aș vrea să vă spun că mi-ar fi plăcut să vină televiziunea în localitatea noastră, să vină domnul prefect, salutăm prezența dânsului, salutăm prezența dumneavoastră ca și televiziune, ca și mass media, că ne faceți cunoscuți în lume. Mi-ar fi plăcut... Nu prea de mândrie cum vă facem acum. Sigur că da, chiar aici am vrut să ajung. Mi-ar fi plăcut să, în momentul în care veniți în localitate, să ne arătați lumii cu realizări, cu fapte cu care să ne mândrim ca și comunitate. De ce spun asta? Și aș vrea să purtăm o discuție scurtă în baza unor documente. Că așa degeaba vorbim doar ca să ne aflăm în treabă, fiecare cu anumite orientări sau cu anumite chestiuni. Sunt mai multe tabere pe aici așa? Păcat. Nu, păcat că s-a împărțit lumea în tabere. Păcat. Și asta e o poveste mai lungă, dar n-aș vrea o să... O altă împărțire este că unii au beneficiat de bani și de acces la pășune și alții nu, din câte am înțeles. Așa este, așa este. Aș vrea să vă spun doar, să vorbesc câteva cuvinte referitoare la hotărârea numărul 12 din 4 iunie 2013. Unde vorbim, dacă aș putea să arăt aici chiar în fața camerei... Să ne dați și nouă să ne punem la dispoziție ca să putem arăta telespectatorilor. Sigur că da. Să ziceți despre ce e vorba, primar. Prin articolul 1 se aprobă închirierea prin încredințare directă asociației Plisaca pentru pășunat și gospodărirea pajiștilor, a suprafeței totale de 1414 hectare. Din cât are comuna? Aceasta este suprafața totală, 1414 hectare. Iar acum, la această dată, venim cu o altă hotărâre, numărul 21, din 5 noiembrie 2013, prin care se atribuie asociației suprafeței totale de 1006 hectare. Și care e corectă? Deci 400 de hectare nu sunt, deci dispar 400 de hectare. Ce a venit cineva, v-a luat așa nu, o parte din sat? Nu, vreau să spun, pășunea este tot acolo. Însă acest lucru arată că noi, ca și comunitate, și crescători de animale, și conducerea primăriei, în loc să ne ocupăm, să facem eligibilă și această suprafață de 400 de hectare de pășune, ca să ajungă pentru toți crescătorii de animale, ca să nu mai fie aceste probleme pe care le vedeți dumneavoastră aici. Ne ocupăm de alte chestiuni. Este păcat.
Haideți, eu am spus și întotdeauna am îndemnat. Da, dar hotărârile astea sunt date de consilieri. Consilierii ăștia au în subordine prin aparatul primăriei un birou agricol. Chiar nu știe nimeni ce suprafață are depășuna, are comuna Dățești? Păi eu cred că păi e una e albă, alta e neagră, după ce da. Deci aici am vrut să ajung. Trebuie aduse această suprafață de 1414 hectare să fie eligibilă. În așa fel, cum am spus înainte, să ajungă pentru toți crescătorii de animale. Ca să terminăm o dată... de față, după știința noastră, că sunteți consilieri. Știți că s-au dat acele hotărâri în acele împuterniciri în 2007, mă rog, a apărut curtea de apel care a zis că au fost legale. În momentul de față, prin contracte, ce suprafețe sunt contractate de oameni, ca să știm cât a mai rămas pentru ceilalți oameni care nu au contracte? Păi, suprafața închiriată, după cum reiese și de aici, este de 1006 hectare. Ori suprafața ar trebui să fie de 1414 hectare. Așa arată aici. În prima ploua și a intrat la apă, așa? Domnule, eu nu spun așa. Deci am înțeles că nu este eligibilă, dar trebuie să ne punem... Păi nu se pot tăia scaieții, nu se pot curăța arbuștii. ...aranjată ca să devină eligibilă. Și uite cum crește suprafața cu 400 de hectare. Și s-a rezolvat problemele tuturor. Exact. Și putem să ne așezăm ca oameni la... Și oamenii nu știu să taie un arbust, o buruiană, o... Ba da, dar trebuie și conducerea primăriei să mobilizeze un pic. Ce dracu, să ia toporul viceprimarul cu primarul să taie? Acum nu vorbim așa că se ia... Pe bune! Pe bune, chiar pe bune. Acum nu cunoaștem pârghiile prin care am putea face chestiunile astea? Sunteți consilier, care ar fi pârghiile? Pentru că poți să-i dai lui unul și să-i spui, bă frate, dacă nu cureți ăla până într-o săptămână, nu beneficiezi de bani, nu-ți dăm adeverința pentru apia. E simplu. Ați văzut, sunt atâtea doar. Și de ce nu s-a făcut până acum? Repartizăm întreaga suprafață de 1414 hectare. Că nu este eligibilă? Stimați crescători de animale, acum suntem oameni cu cap și să știți, vreau să vă spun, în Desești sunt oameni cu înțelegere, ați văzut, oameni cu capul pe umeri, cum se spune, oameni cu judecată sănătoasă. Domnule, haideți să ne apucăm și să curățăm acea suprafață de pășunat. Dar dată crescătorilor de animale, domnule, vă dăm și acea suprafață. De dat, tot Consiliul Local trebuie să dea. Sigur că da. Hai să vedem dacă dați. Eu sunt de acord să se dea și acea suprafață tot crescătorilor de animale și să se curețe, să devină eligibilă. Filmăm acum când propuneți asta. Să devină eligibilă în așa fel încât să se poată încasa subvenții și după acea pășune, după acea suprafață de pășune. Nu este păcat să stea 400 de hectare de pășune nefolosită, neutilizată? Corect. Și după care să nu se încaseze bani? Eu zic că este mare păcat. Cu permisiunea noastră, aș vrea să continuăm ședința de Consiliu care a fost convocată pentru astăzi. După cum ați observat, prin prezența domnului prefect și prin cuvântul lui, a adus și o adresă către Consiliul Local Găsești, către primărie și Consiliul Local Găsești, prin care ni se comunică să reanalizăm hotărârea numărul 7 de săptămâna trecută, din data de 16. Așa că mă văd obligat să facem o mică modificare la ordinea de zi care a fost propusă pentru astăzi. Dar o să încep cu ordinea de zi, să vă aduc la cunoștință. Deci a fost primul punct pe ordinea de zi, un raport privind lucrările efectuate cu pășune, fondurile încasate cu titlul de subvenții, precum și modul de cheltuire acestora, prezentate de domnul Roșan Vasile, președintele Asociației PRISACA. La punctul 2 a fost proiect de hotărâre privind constatarea rezilierii de drept a contractului de închiriere. Acest punct o să-l amânăm de pe ordinea de zi până când vom face pe cale de consecință și pe cale normală reanalizarea hotărârii, așa cum a solicitat oficiul juridic de la instituția prefectului. Deci asta o să-l amânăm pentru o dată viitoare și cred că va fi un termen foarte scurt, a zice chiar în 3 zile să discutăm acest aspect. Chiar vreau să invit Comisia Juridică a cărui președinte e domnul Mergeș ca să ne întrunim și să analizăm adresa oficiului juridic a prefecturii. Și punctul 3 care era pe ordinea de zi de astăzi, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării de pașuri care se află în administrație.
înființarea Consiliului Cantesești prin vederea păstrunatului animalelor aparținând crescătorilor de animale din Comuna Desești. După cum observați, astea toate se cam leagă unul de altul, aceste proiecte de hotărâri. Și automat, în momentul în care unul trebuie să amânăm până analizăm legalitatea hotărârii din săptămâna trecută, automat și celălalt nu cade în legalitate să discute. Dar oricum o să dau cuvântul domnului Lușan pentru început ca să prezintă. Așa, supun la vot Consiliul Local să discutăm în cazul acesta primul punct de pe ordinea de zi, urmând ca a doilea săl și a treilea săl să le amânăm pentru o dată, de trei zile eventual, ca să avem timp cu comisia juridică să analizăm hotărârea. Dar ce treabă are domnul zice asta are. Cu proiectul de hotărâre? Are, pentru că e vorba despre hotărârea numărul 7. Nu știu dacă nu au citit-o. Citit-o. Cine este de acord din Consiliul Local să discutăm primul punct și celelalte două să le analizăm până la discuția cu hotărârea numărul 7 să ridice mâna? Împotrivă, abțineri sunt. Deci, rămâne să discutăm din un punct de pe ordinea de zi. Domnul Oșană, vă spun. Raportul de activități care s-a făcut de către Asociația PISACA în urma închirierii pășunii, în baza contractului 1576 din 7-6-2013, Asociația PISACA a efectuat următoarele lucrări din fonduri proprii, deci din banii, din buzunarele membrilor asociației, fără ca să primească în bani, subvenție sau alte bunuri sau forme de sprijin din partea Consiliului, din partea APE. În urma acestor membrii au făcut în păsune două scâni, trei scâni de oi, la care s-au făcut adăposturi. Situații scoli pentru păstori, a organizat ieșirea animalelor la pășune într-un mod foarte ordonat, ceea ce nu s-a întâmplat poate nici din pe vremea lui Ceaușescu, că toate erau anapoda. Cai cu vacile la oaltă, mulți oameni nu au putut să scoate din cauza oilor vacile la păscut, că pășunea a fost acoperită de turmele aceste de oi și pășunea era închiriată la câțiva dintre oiași, cum zic oamenii. Așa. Alte lucruri nu s-au putut executa din cauza că am fost împiedicați, neprimind subvenții din partea și totodată pășunile fiind ocupate abuziv de alte animale decât cele care se găsesc în asociație, la membrilor asociației. S-a făcut câteva adrese, adresa numărul 1611 din 12.07.2012, adresa 1079 din 29.04.2014, referitor la articolul 12 din
contractul de închiriere numărul 1576, din 7-6-2013, prin care am solicitat să se pună la dispoziția asociației suprafața de teren stabilită prin contract cu drepturi și obligațiile ce ne revin în așa fel încât să ni se asigură pașnica și liniștea folosință a terenului. Eu cam atât am avut. Mulțumesc, aduceți, vă rog, raportul ca să punem la complet. E original, Mulțumim, domnul președinte, că am, într-adevăr, ați fost într-o situație un pic mai delicată să faceți un raport despre ceva ce a fost cam greu să realizați. Într-adevăr, asta este. Pe marginea acestui raport, nu cred că e cazul să comentăm, pentru că raportul e făcut de președintele asociației. Aș vrea să spun înainte de a trece la un alt, la o altă discuție, pentru că, după cum am observat, cam de ultima de zi se cam epuizează punctele. Aș vrea să vă aduc la cunoștință atât dumneavoastră, domnilor consilieri, cât și publicului care rege față, un proiect de hotărâre prin care eu sunt de părere că se poate face liniște în comună, se poate atribui pășunea tuturor pescătorilor de animale, să beneficieze toți în mod egal de aceleași drepturi, exact așa că este stipulat în ordonanța 34 la articolul 9. Noi avem, după cum știți, un potențial destul de bun de pășuni. Avem peste 1000 de hectare. Avem suficientă pășune pentru animalele care există în comun. Așa cum au fost toate animalele cu pășune și până acum, așa pot fi și iată. Pe vremea lui Ceaușescu au fost și alte comune pe pășunea noastră, știți? Cazul Rumbă, Rumbră, Zacrichi și Cărbunați. N-are rost să facem istorie. Nu stai liniștit. N-are rost să facem istorie. Că stai chiar aici. Acum. Eu vreau să vă spun atunci, nu ca am luat. Domnul Roman, nu? Da. Nu spune niciun aici. Nu m-a să aibă cât e mult. Atunci s-a lucrat pe pășune. Și-a investit bani, nu am luat pe catre șeuri. E scrocărit. Dacă vreți să continui prezentarea... Pe continuă, dar nu spune niciun băi oameni. Dar nu aș spune nicio minciună. Dar cum nu? Nu așa. Ce să... Dar ce nu e între peste din 2007? Imediat ajungem și la asta. Că făcut o corp din 2007. Păi să întrebi de-a mune o lună? Nu întreb. Cum nu întreb? Nu întreb. Și-au făcut lor. Domnul, așa. Da. Ca să lămurim aspectul ăsta, domnul. Și-au făcut lor. Ce s-au făcut ei? Tu știi că s-au făcut. Vreau să vă spun un lucru. Niciodată nu o să ne putem înțelege dacă nu vin să vorbim. Este o tehnică bună asta de a intra peste cel care vorbește și nu se înțeleagă subiectul. Știu, s-o mai aplicat. Domnul Rom, să știți că acest raport care a prezentat domnul Oșan este urmare a unui contract încheiat între domnul primar și asociație. În contractul respectiv, o scris că va prezenta un raport. Să știți că nu e la cererea mea expresă. Este urmare a unei clauze din contract ca să prezinte anual un raport. Și omul a înțeles, a făcut foarte bine că l-a prezentat. Nu cred că are rost să ne certăm pe tema asta. Nu, dar și ce ai zis, uite că ce lucrezi... Și acum, dacă vreți, vă prezint proiectul de hotărâre, dacă vreți. De la ce punct? De la punctul 3. Pentru a, nu pentru a-l discuta acum, ca să știe și populația. Eu pentru asta vreau să-l citesc. Un proiect de hotărâre prin care poate fi mulțumită toată lumea. Vă rog să ascultați. Vreau să vă spun că este în conformitate perfectă cu legea.
Deci, având în vedere cererile depuse de crescători de animale din comuna de Sești, înregistrate sub numele, și am încerat aici toate numele de înregistrare din acest an, a raportului corpatriarhiei de specialitate, a avizul comisiei, în conformitate cu prevederile ordinului 541 al Ministerului Agriculturii, precum și prevederile articolului 9, alineatul 1 și 2 din Ordonanța 34/2013, în temeiul prevederilor legii 215, propun următoarea hotărâre. Se aprobă închirierea în condițiile legii și a prezentei hotărârea următoarelor pășuni comunale. Izvoare 1, Izvoare 2, Șesul Valea Albă, Creasta Cocoșului, Bandea, Ciorugagi, Pusta, Măgură, Pogor, Isacă, aici cu rezerva de a vedea dacă intră sau încă nu intră în discuție. Pentru pășunea Pusta de Sești este destinată pășunatul vacilor cu lapte. Bovinele, stertele și cavalinele localității de Sești vor pășuna pe pășunea Izvoare 1. Bovinele satului de Sești vor pășuna pe pășunea Izvoare 1, după cum sunt constituite stânii. Bovinele și cavalinele satului Mara vor pășuna pe pășunea Șesuri, Valea Albă, până la Creasta Cocoșului. Și precum și pe pășunile Izvoare 2, care e destinată satului Mara. Bovinele vor pășuna pe pășunea Șesul Valea Albă, Izvoare 2, Bandea, Rom cu Vrep, așa cum sunt constituite stânde. Bovinele și ovinele satului Hărnicești vor pășuna pe pășunea Piciorul Gazii, pe parcele distincte față de... Deci bovinele pe parcele distincte față de cele pășunate de ovine. Așa cum sunt constituite stânde. Acolo știți foarte bine că la Hărnicești, un caz mai deosebit, pășunea neavând niciun arbore, e și mai mică și mai săracă, dar nici bovine nu sunt, că nu prea le duce lumea, preferă să le țină mai multe grași care acolo. Celelalte, după părerea mea și cu aprobarea Consiliului, pot fi duse și în pășunea Izvoare. Mai departe, la articolul 3. Suprafețele de pășune concesionate, crescătorile de animale, persoane fizice sau juridice, se stabilesc de către compartimentul de specialitate în funcție de numărul de animale deținute fiecare, înscrise în RNE și de încărcătura de animale pe pășunea respectivă în conformitate cu articolul 9, alineatele 1 și 2 din ordonanță. Nivelul lucrărilor de întreținere a barcii, a utilităților zoopastorale, vor fi stabilite de către Consiliul Local și vor fi înscrise în contractul de închiriere după modelul de contract cadru aprobat din Ordinul Comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ordinul numărul 407/2013. Acolo avem modelul de contract la anexa 2, cu toate aceste clauze. Prețul chiriei se stabilește în sumă de, și aici vreau să ajung să fie foarte atent Consiliul Local, pentru că Consiliul va hotărâ prețul chiriei, dar fără a depăși 50% din valoarea masei verzi pe hectar, calculată în funcție de prețul mediu stabilit de Consiliul Județean. Deci, Consiliul Județean, din specialiștii care are, a stabilit cât e prețul mediu la masa verde care se obține pe pășune. Pentru anul 2014, a stabilit suma de 60 de lei tonă. Tot specialiștii de la Direcția Agricolă a Mintresea, nu am citit oficial, dar am citit într-o publicație județeană, că au considerat în jur de 7 tone de masă verde pe un hectar de pășune. Aici e o cantitate medie care poate diferă de la o pășune la altă. Dar asta ar însemna 7 ori 60 de lei, cât ar stabilit Consiliul Județean din hotărâre de Consiliul Județean, ar veni 420 de lei pe an, jumătate per hectar. Jumătate din 420, cum spune legea, e 210. Deci maximul care se poate percepe pentru un hectar de pășune ca taxă de închiriere sau de concesionare este 210 lei. Minimum poate fi oricât. Aici va hotărâ Consiliul Local care va fi suma. Nu putem să discutăm, și cum a zis domnul prefect,
nici un euro, nici 300 de euro, nici 200 de euro, cum a fost în vechiul contract. Adică sunt sume enorme care, probabil, inițiatorii acestui contract de atunci nu au avut nicio tendență cu Ordinul 407. Deși era valabil Ordinul 407 la data încheierii contractului. Precum și a reducerii UVM-ului, care va fi verificat anual în conformitate cu articolul 9 aliniatul 4 de către primar sau în funcție primarul. Exact după cum scrie în lege. Pentru că se poate întâmpla ca un cetățean anul ăsta să aibă un anumit număr de animale și cine și din ce cauze, peste un an sau doi, să aibă mult mai puține și atunci automat se reduce și din suprafața din pășunii alocate și se atribuie celui care are mai multe animale decât în primoare. Pentru că așa e făcută legea, mai ales că există posibilitatea de a intra într-o marjă de permisivitate de la 0,3 până la 1 UVM. UVM ce înseamnă? Unitate vită mare pe hectar. Asta e o vacă sau un cal sau un bivol, e un UVM. O oaie e 0,5. Deci trebuie 6 oi și ceva, 7 oi la un UVM, deci la un hectar. Ei, dacă de la 0,3 se poate până la 1, aici este posibilitatea care o are primarul și aparatul primăriei de a regla repartizarea pășunii în funcție de mișcările de animale care se întâmplă în mod firesc în fiecare an în orice comunitate. Articolul 7. La încheierea contractului de concesionare sau de închiriere a suprafețelor de pășuni comunale, crescătorii de animale, se va ține cont de dreptul de preemțiune a acestora acolo unde este cazul. Acesta e un articol care, zic eu, nici nu are rost prea mult discutat, pentru că dumneavoastră știți că din tradiție de zeci de ani, la desăștia, pe fața prizlocului a fost Ștefanul Bohotit și nu știu mai care, după curte cu Petrea de la Verde și nu știu unde. Deci, în sau la Mara, cei care știți cum a fost organizat pășunatul în fiecare an, de zeci și zeci de ani, sau cu Mintea și Bohotici, aici avea de 80 de ani în pășunea din Bandrea. Acum, bineînțeles că nu o să-l multe nimeni pe Bohotici din Bandrea, pășesc sau la Ocoa. Pentru că nu e logic. Și de asta am pomenit în acest articol de dreptul de preemțiune. Dacă. Da, și prezenta hotărârii se comunică. Aici, la această hotărâre, la acest proiect de hotărâre, am făcut și o anexă în funcție de numărul de cereri care au fost depuse la Consiliul Local și vă spun cam cum am gândit-o, această anexă. Deci, pentru pășunea Ficiorul Gace din Hărnicești, avem 5 cereri. Este 4 stâni acolo. 3 stâni asociații SACA, 3 stâni al Hortea Iordi, al Mesa Duș Vasile și al Marinca Petru. Ei, această pășune având o suprafață de avea 125-130 de hectare, normal că se poate cu regula de fi simplă, în funcție de numărul de animale, să le acord la fiecare dreptul de a pășuna și de a deține. Deci, să nu creadă nimeni că eu deodată am spus că nu are dreptul asociația Pisacaba. Da, are dreptul asociația. La fel cum au și ceilalți. Sunt drepturi egale. Pentru pășunea din Izvoare. Din nou, asociația Pisaca, Bobotici, Roman Petru, Popetru, Popionța, Călăși Gheorghe, Oprici Petru, Roman Vasile, Motovanion, Bohotici, Petru, Vancea, asociația Izvoare Mlășinescu, Bohotici Vasile și așa mai departe. Deci cei care au depus cereri pentru pășunea Izvoare. Pentru că
eu am făcut aceste calcule ținând cont și de specificul localităților. Deci, cam fiecare localitate își păstrează propria pășune, nu se duce în darul celorlalți. Așa au fost și până acum și așa consider că e normal și de acum. Fiecare sat își are propria pășune. Pentru că suprafețe avem destul de bune. Cum e, să trecem și cu partea asta altă, pășunea șesului altă până la piața Cocoșului, unde avem cele depuse de Rus Maria, Chira Gheorghe, Asociația Șesuri, Asociația Văgaș, Mureșan Gheorghe, Asociația Ocole Rung, Otea Maria Aurica, Asociația Pisaca și Asociația Proarii. Din coace la Pusta avem Asociația Pisaca și Asociația Copăceni. Deci, vedeți că avem 5-6 asociații și vreo 20 și ceva de persoane fizice care, conform legii, au dreptul să ceară dacă sunt deținători de animale în RNE și le pășunează. Eu nu sunt atentul acelei idei că dacă nu ai animale, ai dreptul la pășuni. Dreptul la pășuni îl are cine are animale. Acum să vă spun suprafețele de pășuni care le avem, după cum le-am calculat eu, înscrise în blocuri fizice. Deci alea care sunt eligibile și pentru care se poate solicita sprijin financiar de la APA. În pășunea Izvoare 1 avem 329,48 hectare eligibile. În pășunea Izvoare 2, 138,72 hectare. Acolo la Izvoare noi am avut 501 hectare toată comuna, 351 de sești, 150 mari. Dar vedeți că nu am spus aceste cifre pentru că eligibile în locuri fizice sunt doar suprafețele care vi le-am citit acum. Pășunea Șescuri, Valea Albă și până spre Creasta Cocoșului, 369,38 hectare. Pe Creasta Cocoșului, aici vreau să vă spun clar că am pus o suprafață aproximativă pentru că nu o știu exact de câtă e în locul fizic, pentru că e un loc fizic care e comun și cu carne. Șurdești. Așa. Și nu știu exact cât e în tanul ăsta, până nu mergem cu un aparat de la APIA, cu coordonate GPS, care are și programul cu blocuri fizice. Dar, oricum, 20 de hectare sigur sunt eligibile în teritoriul care aparține de către noi. În afară de alea cu Jneveniș, unde are protejată, din păcate au fost și incendiul ăla de acum 2 ani acolo, deci, în afară de asta, eu zic că sunt 20 de hectare eligibile. Pășunea Pusta, spre blocuri fizice aici, în totalitate, în jur de 49,50 de hectare. 49,8 de hectare. Deși noi avem un tabulat 63, dar e o zonă care nu intră în bloc fizic. Pentru pășunea de la Măgura Oie, Pogor, Prisacă, cei de Mara, știți că întotdeauna au fost pășune de Alumara, erau cu ei în fondul forestier, în fondul silvic. Acum îs în situația în care intră în pădurea comunală și acele poieni. Și mi se pare normal să fie poieni și pășuni, tot comunale, dacă îs cuprinse în pădurea comunală. Și acolo avem locuri fizice pe o suprafață de aproximativ 28,39 hectare. Deci noi în total avem peste 1000 de hectare de pășune și eu zic că putem trăi și putem încă pe toți pe lumea. Dacă dintre domnii consider cineva vrea să vorbească, vă rog să discutăm pe rând. Dintre cetățeni, dacă cineva vrea să vorbească, dăm cuvântul la fiecare, cu condiția să ne comportăm omenește, să vorbim, să ne ascultăm unul pe altul și să încercăm să nu repetăm ce-a spus și vecinul. Deci, domnul Pop și, pe urmă, domnul Berdăș. Profit de ocazie că sunteți
cetățeni din Desești, Mara, Hărnicești, am văzut. Și după cum ați ascultat acum proiectul de hotărâri, eu am decomplectat ceva. Ca să nu credeți că ne-am avut în discuții că îți cumpărat de cineva și probleme din astea. Eu am o propunere și consider că o să aprobați și dumneavoastră. Contractele de pășunat care se fac, să se facă pe un singur an. Un singur an pentru ce? Dumneavoastră aveți copii, poate s-au dus azi în Germania sau nu știu unde la lucru. Să faci după 5 ani și eu mi-au luat un an. Păi aia nu mai ai. Dar nu mai dați să îi se face contract pe 100 de hectare, să ne dau numai beneficiezi. Nu mai puteți, cum să nu? Dar auziți, părerea mea, eu știu ce vorbesc. Deci acum cu un an și până aici pe un an, pe un an de zile și în fiecare an. Dacă vă spun eu acum, dacă vă spun acum, nu mă moment. Noi, animalele, au ieșit pe pășune, Consiliul Local să-mi spună un consilier dacă, într-adevăr, a fost odată o hotărâre de Consiliul Local când să iese pe pășune și când să vine. Niciodată de când știu eu, eu sunt un bătrân, de când știu eu, nici pe timpul comuniștilor, și nici cât am fost și știu la conducerea comunei, nu au ieșit animalele fără o hotărâre de Consiliul Local. Fiți sigur, cine nu știe, că fără aprobare cuiva din primărie, nu a ieșit nimeni, să știți. Cineva i s-a spus, da, îi, de, o, părerea mea zic că e o debandadă, când unul iese astăzi, celălalt iese de fost o săptămână, altul, hai că facem ca într-o familie dezorganizată. Asta e una dintre propuneri. Al doilea propunere. Cei ce au luat bani, au luat bani de studiu. Nu poate să spună nimeni. Au luat bani de la APIA în anii ăștia și nu-ți devină niciunul dintre ei, să nu te să-i ajutați. Vina aparține dumnealor care a condus comun. Am o propunere, noi avem în total 1414 hectare de pășune. Ce s-a întâmplat cu ea, ce nu s-a întâmplat, că e eligibilă, că nu e eligibilă, că nu știu ce s-a făcut, eu dacă nu e eligibilă proprietatea mea, eu trebuie să mă duc să o curățesc. Da? Dar oare noi, cei ce am luat bani până acum, oare n-am putea să mergem să o curățăm sau să fi fost curățită până astăzi? Pentru că e mai rentabil să ai acum pășune decât pădure. Pentru că vă dați seama, dumneavoastră, că să dau 400 de euro per hectar, după câte știu eu, de pășune. Spunem la un hectar de pădure, când ce faci de 400 de euro? Asta e una. În situația în care, și nu trebuie să fie nimeni, dacă se supără pe mine, nicio problemă. Eu stau la dispoziție. Cei ce au luat bani, până acum, eu, în calitate de consilier sau alții cu primăria, eu nu i-aș spune că să nu te duci pe pășune sau să nu stai să faci unde trebuie. Dar cu o condiție. Bani nu e. Nu iei bani de la APIA, bani, că după aia ne omorâm noi după bani. Nu iei bani de la APIA, te duci. Și acele 414 hectare de pășune care nu-i eligibilă, te duci și o curățești. Și atunci, după ce ai curățat-o,
După ce ai curățat-o, atunci, anul ăsta poți să mergi să o curăți, la toamnă chemăm apia încoace, domnule, hai să vezi că se poate pășuna, e eligibil, ai și faci și pe la anul viitor ai bani. Și restul pășunei să iei cei ce nu o lua. Că pășunile sunt a noastră a tuturor. Nu are niciunul dintre dumneavoastră că are 1000 de oi sau oricât ar avea, mai mult ca mine sau ca Nealu Gărăban sau ca Vasale Catipei la noi sau ca nu știu cine să vă spun, toți avem pășunile egale. Și dacă vreți să vă spun cum avem noi pășunile și pădurile, și asta pot să vă spun, că eu le-am scos de la arhivele statului, am scos toate documentele și statul român ne-a atribuit pășuni și păduri. O considera că comuna Crăcești, comuna Desești și comuna Hărnicești stăm rău, nu avem din ce să trăim și ne-a atribuit o suprafață de pădure și de pășune. Chit că mi se pare că ne bate în joc de aia. Dar un bun an nostru a tuturor și ar trebui să avut grijă că avem copii care n-are, dar care are copii și copiii ori avea copii și să avem grijă de cei ce avem, că e un bun an nostru și vedeți că ne folosim de el. Părerea mea, cum v-am spus, dacă Consiliul Local, eu spun în numele Consiliul Local și cine va fi de acord, va fi de acord, cine nu, nu. Un an de zile, atât contractul și la an viitor să poată veni oricine cu oicăle și să nu îmi spună mie nimeni că, de exemplu, și eu am votat, să nu credeți dumneavoastră, am votat Asociația Plisaca ca să se înființeze, dar eu am zis un an de zile. Să vedem cum merg lucrurile, care situația și cum putem rezolva. Și nici în continuare nu trebuie numai și numai pe un an de zile. Pentru că, cum v-am spus, vin copiii sau vine cineva, zice, domnule, și eu m-aș duce, dar eu nu mai am că suprafața de pășune, îi închiriat, uite cum zice, păi 5 ani de zile. 5 ani de zile, tu, eu, de exemplu, eu mor peste 5 ani sau nu ajung 5 ani. Copiii care au 16 ani nu poate face nimică, dar peste 2 ani de zile e 18 ani și mă, aș face și eu ceva, dar nu pot, că ea e închiriată pășunea, după cum ni s-a spus și înainte. De ce nu putem? Închiriată, cam deodată, de ce nu se poate face nimică închiriată? Închiriată. A fost închiriată, n-am cu nimeni nimic și v-am spus. Nu acuzați oamenii care au luat bani, că oricare dintre dumneavoastră, dacă v-aș fi chemată eu, hai să vă închei contracte, că îți luat bani. Și să nu-mi spună unul de aici de la masă, că nu știu, nu știu corda bani. Sau că eu, de exemplu, eu n-am știut că celălalt nu știu. Să nu mie, dumneavoastră vă poate spune, dacă vreți, dar mie să nu-mi spun. Că eu dacă, eu aduc și să vedeți că în 2007, eu s-o știu, și sunt legi și primăria primește tot, și de bine și de rău. V-o dat dumneavoastră, v-o spus, orecând primăria dumneavoastră la toți de aici, băi oameni, pregătiți-vă copii care sunt tineri, care vreți să țineți oi, animale, că-ți primi bani. Eu nu știu, am auzit de oameni că nu a spus nimeni nimic. Fiecare ținut pentru el. Sau nu mai scrit la prieteni. Nu se procedează în felul ăsta. Eu n-am nevoie nici să mă mai alegeți de nimic. Nu mai am nevoie să nu credeți că fac campanie electorală sau ceva. N-am nevoie de nimic, de sănătate. Am nevoie, dar așa de mergem, nu mergem bine. Uite, o să vedeți. Ajungem de aproape, suntem în stare, ne dăm în cap unul la cealaltă. De chestia asta ce e acum. Noi nu am avut nevoie, Noi, Consiliul Local ne-am adunat, am putut lua hotărâri fără dumneavoastră. Și dumneavoastră să siți la lucru, să vă vedeți de treabă și să nu veniți aici la noi și să facem circ. Ăsta e un circ. Și v-am spus, nu are nimeni nici o vină, numai
conducerea comunului. Mulțumim, domnul. Domn primar, ședință cu năbădăi astăzi, aici în Desești, una la care a participat și prefectul județului Maramureș, una care se învârte în jurul banilor proveniți de la Apia pentru pășunile comunale. O pășune comunală care, în anumite hârtii, are vreo 1400 de hectare, în altele 1000 și un pic, vreo 400 de hectare în suspans cu semnul întrebării. Și mai cu semnul întrebării am reținut noi din ședința furtunoasă de astăzi, în care au apărut acuze de falsuri, de uz de fals, ar fi faptul că încă din 2007 anumite persoane de aici aveau mai multe drepturi decât altele, ele și beneficiind de altfel încă din vremea aceea de subvențiile cuvenite de altfel fiecărui crescător de animale. Cuiul Pepelea, unde e adevărul? Știm că la mijloc și mai știm și că adevărul umblă cu capul spart. Care este situația adevărului la Desești? Ce pot să vă spun? Lucruri nu prea ortodoxe. La Desești, după cum ați văzut ce s-a petrecut în sală, e un circ foarte mare pe pășuni și nu pe pășuni neapărat, pentru banii de la pășuni, de la Apia. Cum ați văzut, în 2007, viceprimarul, fostul și actualul viceprimar, Popion, a semnat contracte de închiriere la 11 persoane fizice din comuna noastră. Ulterior, în 2008, la încă două. Bineînțeles, fără hotărârea Consiliului Local, pentru că Consiliul Local n-avea cum să iei vreo hotărâre din moment ce pășunile la noi n-a cerut nimeni. Nimeni n-a avut o cerere înregistrată la primăria comunii noastre. Eu fac o paranteză, domnul primar, pentru o corectă informare a telespectatorilor noștri. I-am luat un interviu domnului viceprimar și domnia sa s-a scuzat cu faptul că era îndriduit să semneze acele contracte datorită faptului că exista o dispoziție a primarului. Dispoziția primarului, știu eu, se întinde pentru actele de funcționare imediată a primăriei, nu pentru înstrăinare de patrimoniu. Dumneavoastră, ca primar de atâta timp, ce ne puteți spune? Aveam mandat să semneze și pentru înstrăinarea, închirierea unor bunuri ale comunei sau doar pentru emiterea unor acte de uz intern capabile să ducă la o bună funcționare a primăriei și a comunității? Nici vorbă de ca să aibă din partea primarului un puternicie să semneze contracte. Doar și atunci, ca și acum, legile spun în felul următor. Primarul va semna contracte de închiriere, concesionare, așa mai departe, în baza hotărârii Consiliului Local. Și a existat o hotărâre de Consiliul Local în acest sens? Nu a existat nicio hotărâre de Consiliul Local, nici în 2007 de închirierea pășunilor și nici în 2008. Și ceva nu există. Și atunci cum, domnul primar? S-au încordat mușchii cuiva și a semnat? Domnul viceprimar probabil și-a încordat mușchii sau nu și-a dat seama că greșește, dar acum oricine poate greși. Dacă în 2007 a făcut această greșeală, în 2008, când s-a aflat de ea și au intrat banii și a început circul între Consiliul Local și domnul vice și între cetățeni... Nu mai poate să spună că era greșeală, nu? Își putea remedia greșeala. Se cheme pe acești 13. Eu, dacă mi s-a întâmplat mie chestia asta, eu îi chemam pe toți aia 11 care au fost pe 2007 și spuneam, oameni buni, s-a greșit, n-am știut, hai să de comun acord rezilem contractele, aduc pășunea în fața Consiliului Local și Consiliul Local să facă ce crede de cuvință, că e mai bine. Dar asta a fost o nu o greșeală, asta s-a voit, pentru că în 2008 domnul viceprimar a semnat alte 13 contracte la acei 11 din 2007 și încă la două persoane. Cum explicați diferența mare de semnături între cele din 2007 și cele de 2008? Lumea a zis că de la una la altă a uitat dintr-o dată cum a semnat anul trecut. Da, alea toate, eu chiar am rămas uimit și am văzut, eu n-am ajuns în posesia contractului foarte târziu acum de pe la avocat, din 2008, pentru că, după cum a spus domnul vice în primărie, într-o ședință de Consiliu Local, el a întocmit contractele la Apia în Ogna Șugatag. Nu le-a nici măcar nu le-a întocmit la noi în primărie, alea din 2008. Eu am aflat ulterior, în vara lui 2008, de la cineva de pe la Apia, de pe la Baia Mare,
A zis, domn primar, mai aveți contracte pe 2008? Hai, nu se poate, acum sunt alea din 2007. Cum, nu mai făcut și pe 2008? Da, zice, mai aveți o tură și pe 2008. Plus că în 2007 sunt două rânduri de contracte. Nu știu care e bun, care nu e bun, în 2008 altele. În 2008 s-au semnat contracte, alea alții în 2007. Nu s-au reziliat păstea alea. Vreau să vă întreb, ce să înțelegem din asta, cu tot respectul cuvenit pentru dumneavoastră, pentru aparatul primăriei, pentru cetățenii din comună? Chiar nu știe stânga ce face dreapta în primărie? E un haos acolo? Sau cineva se ține de lucruri neortodoxe, cum a spus dumneavoastră la început? Cam în ultimul timp cam așa se procedează acum la noi în primărie. A fost o perioadă, o liniște, după ce am intrat eu de primar și nu au fost probleme. Acum, probabil, din cauza acestor bani foarte mulți, oamenii mai pierd cumpătul și nu mai țin cont de nimic. Dar acum situația stă foarte grea la noi, la nivel de primărie, cel puțin între executiv. Vreau să vă întreb, cam de câți bani credeți că este vorba în dreptul celor 13 beneficiari pe perioada asta de vreo 5-6 ani de zile? Deci ce aș putea să vă spun după cele auzite anul trecut, când a fost domnul prefect și cu domnul Urs, cu director de la APIA, la noi în Cămin, în Desești, într-o adunare publică, domnul Urs a citit că era vorba de 1208 hectare în plată, cu 400 de euro per an per hectar. Așa că dacă facem niște calcule, undeva pe aproape de 500.000 de euro per an. 5-2 milioane jumate de euro, bani frumos, neneacă, nu? Și atunci înțelegem de ce unii țipă tare. Pentru că, bineînțeles, pe anul 2007 nu au fost măsurile de agromediu, dar și atunci s-au luat câte 3-400 milioane, care cum. Și au fost niște bani buni atunci, îi pui în buzunar să nu ridici un deget pentru ei. Și din 2008 au intrat măsurile de agromediu și până în 2012 s-au luat sumele. Eu vreau să vă întreb, domnul primar, pentru că se vorbește de sume amețitoare, dar se vorbește și de o realitate pe care am desprins-o și din vocea dumneavoastră și din vocea unora dintre consilieri, dar îndeosebea unora dintre oamenii veniți în sală, oameni de bună credință, muncitori, pălmași, oameni de caracter, cetățeni acestei comunități, că s-au luat bani mulți, de ordinul miilor, milioanelor de euro, și că pășunile nu s-au lucrat pe ele, deci s-au cam luat banii degeaba. Nu există o supervizare a celor care doar au luat bani? Lucrurile, exact cum spuneți dumneavoastră, așa au stat și ce au spus cetățenii. Încă din Mara, cei din Mara, că sunt 7 din Mara, au mai cheltuit ceva, dar păpășuni, dar ceva sume în firme, nu știu dacă până la 5%. Și au să scoată ochii cuiva, că au făcut să scoată ochii și au plătit și-o banii. N-au luat bani de pe persoane. Apropo. Deci mie mi s-a părut foarte grav ce am auzit acum, că pe lângă faptul că li s-au dat cadou aceste pășuni cu girul pe filiera domnului viceprimar, care a semnat, susținea că ar fi fost îndriduit să semneze acele documente, dar am înțeles că acei beneficiari, cei 13 beneficiari, mai erau și supărați cu nervii și le mai cereau sume celor care n-au avut norocul să aibă contract. Adică dumneavoastră le-ați dat niște pășuni ca să-i jengmânească pe ceilalți săteni? Așa s-a întâmplat la satul de Sești, la Hărnicești, care câte oi a avut, 7, 8, 10, 60 de lei, 70 de lei de oi au luat de pe ei, de pe animalele mari, deci până la 250-300, nu mai știu, dar din ce au și eu de la... Nu, ca să înțeleagă oamenii, deci 13 persoane care au avut relații mai mari, mai mici la primărie, au fost singurele persoane care au beneficiat, nu s-a făcut licitație, nu s-a făcut nimic, dumneavoastră ați aflat ulterior, iar ăștia 13, odată ce s-au avut costaci în căruță, i-au și jecmenit un pic pe ceilalți din sat care n-au avut norocul să se numere printre aia 13, nu? Cam așa sună problema. Asta e o chestie de nesimțire totală. Da, nesimțire cu bani și... Bani. Pentru că acești cetățeni amărâți ăștia, cu terenul lor, cu pășunea lor... Și cu animale ca ceilalți. Cu animale, ei au luat miliardele și ăștia încă i-a mai pus să mai plătească pentru oaie, pentru animal, să mai plătească bani. Tot la miliardari. Și având în vedere oile, le țin tot de pe terenul amărâților ăstora. Pentru că ai tu 5-6 hectare în registru agricol, nu poți să ții 100 și 200 și 300 de oi.
Și dacă le ai, nu le ai toate compact, unul într-o parte, altul în alta, n-ai cum. Și așa că cu animalele cresc și le țin de pe terenurile, proprietățile cetățenilor, amărâților ăstora. Și le calc în picioare, le cotropesc fără bun simț și fără rușine. Vreau să vă întreb. Sunteți totuși primarul acestei comunități. Domnul prefect v-a reconfirmat astăzi autoritatea deplină în fața sătenilor. Care credeți că vor fi pașii pe care îi va face autoritatea publică locală în perioada imediat următoare, astfel încât să nu mai avem la Desești astfel de disensiuni și să revină să se aplice și aici legea? Că am văzut că și polițistul stătea cu minte în sală, dar legea nu prea pare aplicată pe aici. Ce să vă spun? Noi am încercat, atât eu cât și Consiliul Local. Tot, sau o parte. O parte. Acum, din 11, 8 consilieri au fost de partea cetățenilor. Ceilalți 3 vicele și încă 2, normal că domn consilieri cu oi, altul cu mii. Problema a fost în felul următor. Noi, ca să terminăm cu circul ăsta și cu scandalul între cetățeni, vedeți că sunt frați să judecă de la o mejde și nu le convine că ăla are mai mult ca ăla la altul. Și ăștia au luat atâția bani în ăștia, n-au făcut cu ei aproape nimic, au pus la buzunare. Ori de câte ori am avut ocazia să mă întâlnesc cu cetățeni, atât eu cât și consilierii, în adunările publice, toți cetățenii n-au vrut să mai audă să le mai dăm la ăștia pășmâni. Și mi-au spus în față, domnul primar, știm, n-ai semnat dumneata, le-a semnat vicele, le-a dat, dacă de acum dumneata le mai dea la ăștia pășmâni, o să ai probleme cu cetățenii și cu comuna aceasta. Atât dumneata cât și domnii consilieri. Că ăștia, uite ce ne fac, și-au cumpărat sumele de la apea animale multe, ne cotropesc terenurile, ne pasc ierburile, mănâncă clăile, tot. Și ăștia să nu mai primească, mai bine să nu primea nimeni sau să luați toți banii la primărie, orice, dar ăștia să nu primească. Și atunci eu cu acești consilieri, plus pe lângă asta s-a înființat o asociație mai la nivel de comună, care are vreo 200, iar nu și mai bine de membri acum, și am ajuns de cuvință să dăm toată suprafața pășunii la asociația respectivă, cu încredințare directă. În primul rând, cum ni se pune în cârcă că n-am făcut licitație, noi dacă facem licitație era o problemă de pierderea banilor, a subvențiilor pe anul 2013, deoarece ordonanța 34 a apărut undeva prin 15 mai, s-a publicat în Monitorul Oficial anul trecut. Cererile la aceste persoane au fost depuse abia în 31 mai, într-o vineri, sâmbătă era 1 iunie, duminică 2 iunie, luni 3 iunie, nu mai era când a pregăti caietul de sarcini, a documentație pentru o altă licitație și în 10 iunie era ultima zi de depus dosarul la APEA, așa că nu se putea, conform ordonanței 34 cu achizițiile publice din 2006, acolo prevede un termen legal, care noi nu am fi putut beneficia de acest termen ca să depunem dosarul la APEA și s-ar fi pierdut subvențiile pe anul 2013. Era un alt circ cu restul cetățenilor, cu cei ce n-au beneficiat în acești ani de nimică. Tot ei sunt năpăstuiți. Da, domn primar, haideți să... Am hotărât să dăm cu încredințare directă Asociației Plisaca, a hotărât Consiliul Local, care e formată tot din locuitori din comună. Sigur, locuitori din comună, cu condiția ca fiecare cetățean și crescător de animale să se poată înscrie în această asociație, să beneficieze de aceleași drepturi cu ceilalți cetățeni, bineînțeles fiecare după contribuția și animalele pe care. Domn primar, hai să încercăm să punem un punct ca să putem trage o concluzie pentru telespectatorii noștri. Deci avem niște contracte semnate cu Skepsis, este o problemă. S-a confirmat că acestea au avut doar o acoperire legală și a confirmat acest lucru inclusiv Curtea de Apel Cluj, însă Curtea de Apel Cluj nu a fost împuternicită să și argumenteze sau să infirme că acele perpetuări de semnături sunt corecte sau false.
Există suspiciuni întemeiate ca aceste contracte să se fi semnat în fals, pe lângă faptul că s-au semnat fără acordul Consiliului Local, fără hotărâri prealabile, ceea ce lucruri de care a vorbit și prefectul județului Maramureș astăzi. Mai este o virgulă, domnul primar, la care vreau să revin. Domnul prefect astăzi a spus că foarte multe hotărâri s-au dat cu piciorul stâng și că ele urmează a fi contestate, atacate în contencios. Domne, se mai respectă legea sau nu se mai respectă legea la Desești? Acum ce să vă spun, am avut vinerea trecută o ședință de Consiliu Local convocată de domnul viceprimar. Dumneavoastră a convocat-o și pasă și am înțeles că peste trei zile mai face alta. Da, domnul viceprimar convocă câte ședințe vrea dânsul, că nu-i poate sta nimeni în cale. Dar primarul conduce primăria. Primarul conduce primăria, dar spune în legea 215 administrației publice locale că o treime din consilieri pot convoca ședință de consiliu. Dar există și pericolul, pentru că mai avem și noi niște legi care să stipulează și care pedepsește ce se numește abuz de drept. Știu, așa că domnul vice a venit cu un proiect de hotărâre care nu era pe ordinea de zi, a supus votului Consiliului Local, nu proiectul de hotărâre, și discuții pe marginea derulării contractului cu Asociația Plisaca. Dar până la urmă s-a ajuns la un vot pe proiect de hotărâre. Și s-a votat, un consilier a ieșit din sală, nu știu, a plecat undeva lipsit, s-a votat cu 5-4. El obligă prin această hotărâre ca Asociația Plisaca să plătească suma de închiriere primăriei până în data de 27 mai. O încălcare evidentă a contractului între părți, din câte am înțeles astăzi. Nicăieri, nici în contract, nici în hotărârea numărul 12 de anul trecut, care a stat la baza contractului, în baza cărei s-a semnat acest contract, nu specifică așa ceva. Spune că prima tranșă se va achita în data de 30 mai, și a doua tranșă în data de 30 octombrie. Bun, pentru ce facem? Dar dintr-o dată legile fiscale, legile din România nu mai sunt valabile, domnul primar, aici. Adică dăm o hotărâre, pe hotărârea nu poate să înlocuiască o lege a relațiilor comerciale, spre exemplu, care spune că sfârșitul anului fiscal este 31 decembrie. Adică zice cineva, domnule, eu vreau un 15 mai, dar ce e aia, sau un 27 mai? Așa s-a întocmit atunci contractul și așa a fost dată hotărâre. Eu nu pot să vă spun numai de actele care le avem, nu pot să spun de cod fiscal sau de alte legi. Dar nici de cum hotărârea domnul viceprimar, nu are temei legal, deoarece peste tot spune 30 mai, nu 27 mai. Bun. Asta este realitatea de astăzi. Cum va arăta ziua de mâine din perspectivă legală la Desești? Nu știu, credeți-mă, e un mare scandal acela de Sești, greu va fi pus pe picioare, că lucrurile nu stau bine nici într-o familie unde soțul și cu soția sunt scandal și în circ, așa și la o primărie, dacă primarul cu vicele și cu Consiliul Local nu merg pe aceeași linie, fiecare o ia de capul lui și își urmărește propriile interese, pentru că Consiliul Local și împreună cu mine, când am închiriat această pășune la 200 de persoane la asociație, nu se poate spune că ne-am urmărit anumite interese, eu sau Consiliul Local, dacă închiriam la o persoană, la două, la trei. Devenea suspect. Deveneam suspect, dar... Adică este legal, conform unora dintre ei, să închei numai cu 13, mă rog, 11 ulterior, cu încă două persoane? Este legal să închiriezi la 13 persoane și e ilegal să închiriezi la 200? Acum, dați-vă și dumneavoastră seama. Adică la 11 a fost legal și la 200 nu ilegal. Oameni buni, eu vreau să vă spun că punem aici punct acestei prime părți la Desești. Eu cred că este imoral, amoral și total incorrect să închiriez la 13 ai tăi pe furiș, pentru că doi dintre interlocutori de astăzi ne-au spus că au fost convocați la primărie de către viceprimar prin femeia de serviciu. Deci iată că unii au mai multe drepturi decât alții, sau cel puțin în 2007. Am asistat cu stupoare la faptul că unii au rămas cu banii și alții au muncit pășunile și mi se pare incorrect ca să aibă dreptate 13 și cei mulți doar să muncească. Noi punem punct aici și vă spunem doar atât. Știm că la Curtea de Apel
s-a confirmat că exista un cadru legal pentru semnarea acelor contracte. Dar mai știm din actele de la Prefectura Județului Maramureș, din raportul Ministrului Agriculturii, că viceprimarul nu a fost împuternicit legal de Consiliul Local în momentul în care a semnat acele contracte. Mai știm că dispoziția prin care primarul l-a împuternicit să semneze acte administrative nu poate să aibă întindere pentru a hotărî patrimoniul unei comunități decât dacă trece prin filtrul unui Consiliu Local. Lucru care nu s-a întâmplat aici. Ne rezervăm dreptul, oameni buni, ca jurnaliști profesioniști ce suntem, să sesizăm organele abilitate asupra faptului că sunt înspăimântător de suspecte semnăturile puse pe acele contracte. De rest, numai de bine.